Vă salut băieții, salut, suntem live. Stați puțin să editez aici. Sper că suntem live, nu știu sigur. Da, hai că merge, e tot ok. Salut Matei, salut, salut. Băgăm și noi Weekend League în sfârșit după... N-am avut timp aproape deloc de Weekend League. Stați puțin. Salut, salut! N-ai fost primul, n-ai fost primul. Matei a fost primul, cred. Hai că el a scris primul acolo. Aproape, aproape. Stați puțin să pun aici așa ăsta. Hai să mai așteptăm să se strângă lumea pe live ca să dăm drumul că la 3 persoane. Hai să strângem 10, 15, 20 de persoane și am început. Sincer, weekend league-ul ăsta nu știu. O să văd, oricum dau tot ce pot, dar nu... S-a prost cu timpul și nu știu cum. Că și s-a obosit, am jucat la meciuri. Și na, nu știu, să văd. Chiar nu știu. Eu nu am mai jucat acum că merge prost. La mine merge chiar ok. Nu știu. Am auzit oricum că merge prost în România acum. Dar la mine merge ok. Dar, mă rog, nu pot să compar conexiunea mea cu a voastră. Hai că mai așteptăm să vină lumea, uite 8 persoane deja, hai că vine. Ne strângem, ne strângem, stați să dau și un share. Salut Cosmin, salut, salut. Stați puțin Facebook. Dăm un share așa și dăm drumul la treabă după aceea. Hai că se încarcă. Așa. Nu știu câtă lume o să intre, dar am dat și eu share. Mersi mult, mersi foarte mult, mersi mult. Gata, hai că acum o să vină lumea, cred că ușor, ușor. Salut Andrei, salut, salut. Bine ai venit pe stream. Suntem, na, am jucat vineri un match 1 cu 0, dar numai că nu jucam cine știe ce și nu sunt în cea mai mare formă, dar, na. Deci top 100 s-a dus, indiferent, probabil, adică pot să câștig eu tot, trebuie să câștig 30. Bă, acum vedem, totul e posibil. Cu ăsta cu XD Gamer NL l-am jucat pe contul lui Tudor Buțan. Și mi se pare că l-am bătut. Sau nu, Rivals am jucat. Da, în Rivals am bătut 3-0 sau așa ceva. M-am jucat pe contul ăsta în Rivals cu el. Am bătut 3-0. Și a făcut 27 ca să vă dați seama. Mă, lasă-mi în pace. Zece persoane, hai că ușor, ușor ne strângem. Oare ce primă mai bagă vara asta? O să bagă footy, o să bage ăla footies, probabil. Deci, acum e Ultimate Team of the Season și după o să fie footies. Și cred că ăla e ultimul, mi se pare. Eu așa știu, altceva nu știu.
cum se mișcă. Eu am încercat să joc noaptea trecută pe la 1 și se mișca de aproape mizerabil. Menționez că joc pe PC, deși nu cred că are vreo relevanță. Nu știu cum se mișcă, am jucat la turneul la Claudiu Hulea, de n-am putut să fac live ieri și astăzi. Da, ieri și astăzi în mare parte și da, s-a mișcat chiar ok, adică am jucat cu băieții, s-a mișcat ok, dar na. Salut, ce echipă? Salut, salut Robert, salut. Deci, uite, Robert e singurul care m-a bătut astăzi, ieri și astăzi, mă rog. E super jucător. Jucător de nota 10, se vede că nu degeaba l-a ajuns la națională. Adică, na. Oricum, mâine sunt eliminatoriile, oricum. Stai că ți-arăt ce echipă am. Adevărat, să o schimb și eu, poate intru cu asta la Weekend League și mă enervez după aceea. Uitați, cu echipa asta am jucat la turneul lui Claudiu Hulea, aia de două, cu echipele de 200 de K. Bă, se mișcă, vă dați seama, se mișcă groaznic. N-am nicio plăcere să joc cu echipe din astea, dar trebuie, când trebuie, trebuie, știi? Na. Ce trebuie să fac pentru mod? Activitate. Și, na, și donații, nu zic că nu. Dar activitate. Cel mai simplu mod. Robert, uite, asta e echipa mea de Ultimate Team, ca să-ți dai seama, deci. Salut, Toma, salut, salut. Nu mai spun că am văzut, adică am văzut prima dată, dar nu. Stați un pic să opresc și eu Facebook, că o iarăs acum. Așa, gata. Mai bine. Run the Food Market, că s-ar putea să bage ceva legat de Copa America. Nu știu. Nu știu ce ar băga așa ceva în Ultimate Team. Întrebare, fraților, cu ceva ajută modul? Da, adică doar ai albastru încet și poți să le dai mute alora care înjură sau așa. Adică, na, ce pot să spun. Stați un pic, am un mesaj aici. Ai încercat Van der Sar, mie cel puțin are să mi se pare slabă, să ai și 10 pe Varan. Știu, 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 e următoarea opțiune, dar nu... Alisson mie mi-a părut genial. Deci, nu știu, mie nu mi-a făcut... Mai face, orice portar face gafe, dar mie îmi place Alisson la nebunie, nu știu. Nu l-a schimbat. Adică, mă rog, am 5 milioane, asta e clar, dar... Am avut bună că mi-a picat Mbappe, Team of the Season, dar în rest... Alte schimbări oricum nu prea mai am ce face, dar nu știu dacă... Și care Van der Sar? Care zici? Prime-ul sau... Eu cred că middle-ul. Probabil la middle te referi. Nu știu. Da, știu, știu. Nu, Arnain cu Eusebio. Da, știu, 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 dar nu. Mie nu-mi place Arnain. Nu știu, și Eusebio untradeable e... Ca așa luam pe... Sau nu știu exact, dar nu prea-mi place. Zic ăștia că e buguit. Da, orice portar, mi-a ales nu apare genial, adică... Și Varan în 8 nu e o problemă. Băi, ia vezi mă, că cică... Asta nu știam, am mers mai departe automat. Mi dă dacă mișc portarul mai mult, Prime dacă nu, pe el mișc, îl mișc mai mult. Și că am trecut mai departe automat, adică din prima din eliminatorii, zic. Asta nu știam, interesant. Hai că e bine. Pot să dorm mai mult cu jumătate de oră, e bine mâine. Robert, să-mi zici și mie la cât se joacă mâine. Că nu m-am uitat, sincer, la ore nu m-am uitat. Ce astăzi, m-am trezit înainte cu 5 minute să joc cu tine, adică chiar m-am uitat la ore când se joacă. Ha, nici eu nu știu, aia, oricum o să mă uit mai încolo, mai pe seară. Hai să dăm primul meci. Trebuie să joc și la Tudor Buțan după aceea și, na. Să văd acum cât te apuc aici. Mai am încă, nu mai știu, cred că 13 la Buțan.
ești nesimțit, mă, mă, frate. Uite cu ce echipă mă dă în al doilea meci. Ghost X Snipe. Stai un pic, că e nasoală treaba. Uite, frate, în al doilea meci, mă. Ta. Ghost X. Mamă, dar cu ce echipă mă dă din al doilea meci? Aici nu mă las să mă încălzesc. Dar Buțanii ce nu mai joacă? N-are timp, n-are timp. Deci n-are timp. Hai să vedem. Mamă, cred că o să simt jucătorii ăștia că zboară după ce am jucat vreo 10 meciuri cu echipe de 200 de K. Să mi se pară pe echipa asta că zboară acum. Ia, brackets, etapa, ia, eliminatorii. Da, mă, suntem mai departe, ia, vezi, din prima. Da, deci primii 3 au bye din ăla, adică automat mai departe, aia că e bine. Păi și eu am conexiune, că eu sunt olandez. Nu e de conexiune. Nu, e olandez asta, mi se pare. Bă, dar mi se selectează jucătorii automat, what the fuck. Gianluigi Donnarumma is the goalkeeper. Christian Eriksen plays with Sadio Mane out wide, and they'll play with a sole striker. Bravo, Alisson. Good hands, but would have been a surprise if he dropped it. Yeah, kept his eye on the ball. Good hands. Mamă, cum îi simt pe jucătorii ăștia de zici că. Out to Neymar, out on the flank. Came in with the challenge, and the ball broke free. Christian Eriksen. Couple of exceptional talents in a really good game that we might be focusing on. Bravo, Mbappe. I haven't disappointed this season. They've been the most threatening players for me for both their teams. Ah, avea numele, posibil, nu știu, posibil, olandez sau german oricum. Stopping the pass, getting through with good piece of anticipation. He's cut that out well, well read. Ruud Gullit on the ball. Now Gullit. Coming on strong and looking to play. I cannot. No question about that. It's a weak cross, really. To Robertson. Patrick Vieira anticipated the direction of the pass and was able to intervene. Neymar. Ce face, mă, Neymar? Fac roll ball și nu face nimic. Now Sadio Mane. He's given the position. Hai, am venit cu Varane aici. Good challenge. Must take the lead here. Defenders managed to get in the way there. Here's the chance, goalkeeper. Bă, dar nu vrea, mă, nici cum. Absolut nu vrea. Still don't know how he get that out, Martin. What a stop to keep this all square. He's won the ball in his own penalty area. Got to deal with it now. It's Mane. Son. In on the goalkeeper. Mersi mult, Aon, mersi mult, mersi mult. Te poți uita suficient din Kosovo, ultimul adversar, să vezi ce limba folosește. A, da, dar nu, nu mă interesează. Nu-s crasis, stau să mă uit la ăștia care sunt nemți, care nu sunt nemți. Nu mă interesează chiar detaliile astea. In goes the corner. Corner far too near the goalkeeper. He's at his best in those circumstances. Well, there's one for him to chase in behind. Neymar. Ah, olu, bă, da. Nu joc, frate, prea bine. Neymar. So relaxed on the ball, Ruud Gullit. Mbappe. That's a great finish for the first goal. Bine, mă, Mbappe.
Da și voi un like acolo să intrăm la recomandate și să vină lumea mai multă. Da și voi, că suntem 20 de persoane pe live aproape. Și numai 5 like-uri. Da, că vreți, desigur, da. Here's a chance to go down the outside of the opposition. Patience is the name of the game at the moment. He's had to tackle there to concede the corner. He's put in the corner. Da, e cam GG meciul. Nu joacă cine știe ce, da. How about that goal for sheer class? Well, it was a really accurate corner and a fantastic finish by the boy. Restarting at 2-0. Having had a look at the opposition, I think they fancy an offside trap now. They're leaving a lot of space in behind, but they're confident with this. Now Eusebio. Neymar, maybe he'll cross it here. Aye. N-am avut, am dat-o iure. Am încercat acolo o pasă, da. Ia vezi, mă, ce fault. Mamă, 20 de persoane pe live. Ia vezi, că ne strângem. Nu știu cât o să țin live-ul ăsta, că s-o obosit, dar o să văd cât pot să joc pe live. Mamă, că scămută pe lung acolo. Hai, un stâng, un, da, un stângac aici la corner. Ia mini trick acolo. Da, GG. Probabil o să-mi dea mesaj. De obicei așa fac ăștia, că, na. Sau ce face, nu știu, pune constant pressure, pune... Să vedem ce face ăsta, chiar n-am idee. Ah, you lost your connection, am înțeles. Și îl căutam, îl căutam pe Footies înainte de meci, hai că, hai că pe Footies. Adevărat, chiar că. Acasă nu joc. Bă, știi ceva, hai că joc și acasă. La început n-are, e irrelevantă chestia asta cu, ma, hai că joc, dacă joacă și ăsta. Le pune pe toate, da, păi dau de mulți care fac asta. Hai să vedem. Al treilea meci, nu cred că ar trebui să dea adversar pe aia. Să-mi bat piciorul, dar ce echipe au ăștia? Dalton, number 21, e asta. Bă, dar ce echipe au ăștia toți, frate, în primele meciuri? Dalton, n-am... Apare, nu e, nu e. Mă rog, e normal să aibă lumea echipe bune, dar... His name is Alan Smith, you all know Alan. And today we've got splendid action for you, I'm sure, from the FUT Champions Weekend League. Yeah, this tournament always sorts the wheat from the chaff. Cream always rises to the top. It'll be no different. Opa. Here's the lineup. The system that we think they're going to go with is 4-5-1. That one striker will need a bit of support. Yeah, you do not want him to be left isolated. This formation will not work. Fix atunci mi-a băgat tackle. This is the lineup. Rafael Varane starts with Virgil van Dijk at the back. M-a spart aici. Sau? Mamă, Dumfries ăsta are o viteză. Goalkeeper on his toes, off his line, and he can kick it away. Ruud Gullit on the ball. Hai, Neymar. Rushing it here, moving from one side to the other. Really strong tackle, and the ball's gone out for a throw. Neymar, Ruud Gullit,
Vieira. Maybe took his eye off the ball. Neymar. Quincy Promes. Promes. Ruud Gullit on the ball. Ronaldo. Neymar. Eriksen. Alex Telles. Bă, ăsta chiar nu joacă rău. Ăsta chiar nu joacă rău. Here's Vieira. Rafael Varane. Bă, joacă foarte sus, foarte, nu mă las să fac nimic aproape. Neymar trying to get behind the defenders to get in a good cross. Not a cross that's caused the defense any problems, and certainly not the goalkeeper. Untidy work. Neymar. Here's Cristiano Ronaldo. This is Eusebio. Shot up! He's blocked that well. Christian Eriksen. Here's Vieira. Interception here by Vieira. They could pose some danger now. Mamă, dacă rămâne la el. Eriksen. Hai, Dumfries ăsta cu mine. Vieira. Comes to get it to feet. He's come rather deep to do that, the main striker. It's Vieira. Good work, really, to read the intention of the pass. Going forward well. Neymar. He could lay it off to the supporting player. Here's Vieira. Bă, vă zic că nu se mișcă chiar extraordinar. Parcă puțin e delay, dar... Mamă, spart. Mamă, dar e ceva, că nu mi-a crochete, nu mi-a nimic așa din prima. Mersi mult. Oh, salut. Mersi foarte mult. Mersi mult. Promise. Now Patrick Vieira. More news on the injury, and Jeff Shreves is the man in possession of the information. He landed really heavily on his shoulder there. You can see the discomfort. Fain, dacă mi-e Dumfries ăsta, bă, se duce zici că. As always, Jeff does know what's going on, and thanks for that, Jeff. Hai că fac face shot în cu adversarul în spate. So relaxed on the ball, Ruud Gullit. Christian Eriksen. Read the play well to intercept. Quincy Promes. Bă, nu joc cine știe ce, s-o obosit rău de tot, nu știu, nu. Calma, aici Neymar, bravo. Și a dat-o în Mbappe, s-a dus, bravo. Hai mă, știi ceva. Hai că ajunge. Până la urmă, trebuie să intre una. Mamă, cum s-a dus aia cu Neymar, n-o scotea nimeni. Pe verde și pe... Bravo, mă, Mbappe. Iar o să vină ce se face live. Bă, chiar n-am timp, trebuie să joc. Am înțeles, a jucat și asta. Trebuie să joc aici încă 27 de meciuri și mai am pe un cont încă 13, deci 40 de meciuri mai am și plus turneul mâine. Nu știu când le termin eu, dar na. Puh, hai și voi cu un like acolo, dați și voi un like să, cum am zis mai devreme, să apărăm la recomandate.
3 cu 0 e ok, dar n-am jocul meu ăla extraordinar. Încă. Nu știu, m-am obișnuit că e pe ele de 200 de K, am jucat câteva meciuri și acum o simt ciudat pe asta. Hai să vedem următorul. Bă, marș, mă, bă, ce-s cu echipele, mă, astea? Bă, ce cu asta? Hoț 11, bă, ce echipe au ăștia? Bă, de toate meciurile, nu mă dă cu echipa mai slabă, mă. Pă, dar ce echipe, bă, toată lumea cu echipă bună. Nu o să mă dea weekend-ul ăsta cu unul cu... Are 95 rating, nici n-am văzut. Nici chiar n-am văzut, chiar n-am văzut. E nasoală treaba. Hai să mă, nu știu cum joacă ăsta, ba, nu știu cum joacă de fapt. Joacă cu Sandro KB, n-am, pe că așa este. Hai bro, dă-o naiba de treabă, că pot degeaba, și ce dacă am echipă bună, că pe unul care face 30 îl dă poate cu 7-8 echipe din astea. Adică totuși, 3 meciuri la rând și primul meci m-a dat tot așa, ieri când am jucat. Cu unul care era top 200 m-a dat. Am bătut. E normal să mă dea, dar asta să mă dea când am și eu un record mai... Un 10-0, pun pe acolo să mă dea, e normal. What the fuck, mi s-a pus de pe balance pe... Mamă, cred că ăsta e... Mamă, ăsta e Mr. Sprint. Ăsta e Mr. Sprint, gata, bă, băieți. Bravo, Alisson. Na, nu cred că joacă ăsta cine știe, ci mi-am dat seama pe primele minute. Ah. Coming up now a corner, the ball's just deflected behind for that. Corner played in. Băi, ești nebun? Am văzut în poartă. So relaxed on the ball, Rukulic. Ronaldo. They could pose some danger now. Hai, Hulit. M-a spart. Mam, bravo, Alisson. It will be a corner. Taken by Modric. Not wanting to catch the corner, he's fit and shoots. Mam, joacă bine. Swung in from the corner. Bravo, Alisson. Hai mă, rămâne la el. Bă, nu mă lasă-mi bate. Ma. Hai cu contra-atac. Bine pe lag. Hai că e ce trebuie. Ce-a mă, Eusebio, e... Bă, le prind pe verde ca lumea, astăzi nu le-am prins toate pe verde aproape. And Ronaldo trying to switch on the attacking power in this situation. Eusebio, Cristiano Ronaldo, outstanding save. A full tilt, but he's a big lad and he needed. Bravo. Di prima. Bravo, mo. Era expectat și asta sau? Mamă, cum intră șuturile din prima. Se nebunie. Mai ales dacă le dai pe time pe verde. Pe rupi. Neymar. Hop. So relaxed on the ball, Rukulic.
Păi cum intră șuturile din prima, mamă, păi sunt forță rău. Ai. Hai că dai cu fundașii mei. Mă rog, are Ronaldo pe... Mbappe. Still got a bit to do, but this is promising. Aiming for Neymar. Defended well. Bravo. Calma aici. Ball played to Mendy. Towards Neymar. Shots on here. Marsh. Băi, ești nebun. I think for those photographers behind the goal, but it was never actually going into the goal from his bicycle kick. Yeah, I don't think that was ever on really from that kind of distance and angle. Mamă, ce preluare a făcut Dumfries, am crezut că se duce mai în interior, ci de-aia eram cu sprintul, am vrut să mă duc acolo pe acțiune. Nasoal. Modric having a run at it himself. Bravo, mă, Hult. Eram cu tackling acolo, de-aia s-a dus. Mbappe. Let's pull it in possession here. There's some potential in this move. In quickly. This turnover could be costly against a side that can break like this. Well, that counter-attack didn't work and they might be counter-attacked themselves now. That's his game, isn't it? Intercepting. Mamă, Mendy, nu mai am lăbă acolo, s-a dus ăla, autostradă. Hai, că joacă. Bine, Alisson. Asta trage paina în mingea de la foarte. Ah, am luat să dau pe bandă lui Neymar. Eusebio. Well, that's over the top. Offside, nu știu dacă a fost offside. A little too eager to get in behind the opposition, caught offside. Mbappe. Van Dijk. And it's with Gullit. Sergio Ramos. Ruud Gullit on the ball. Come back to get a touch and get involved in the game. Challenges for the ball. Hai, gata, l-am prins aici, 3-0, hai. Și... Nu vreau. Building steadily here, working away. Hai de cap, iară bară, mă. Sergio Ramos clears it here. Well, the keeper might argue. Bă, nu vrea, mă. Golul 3, așteaptă golul 3 ca să dea reșpit. Deci ăsta așteaptă golul 3. Well, if he keeps getting in those kind of areas, I'm sure he'll score pretty soon. Now Eusebio. Interception here. Really getting at the opposition this far up the pitch now. Looking a problem until the clearance was made. Looking to use the full width of the pitch in this attack. M-am grăbit. Modric. Hai, bă, ești prost? Bă, ce gol frumos. Mamă, cum i-a dat-o pe aia. Salut, Ștefan, salut. Bun, ce pas a dat, ești nebun, de pasă de 70 de metri. Cum a văzut omul pe aia? Oh, oh, salut Fulger, salut, salut. Neața, neața. Bă, cum dracu a văzut pasa aia un pentru Ronaldo? Nu înțeleg. Mamă, joacă cu din astea și mă enervează. Triunghi și el 1, atâta. O, oh, salut Cezare. Păi ce am făcut? M-am calificat 6-1. M-a bătut numai Robert Dumitru, m-a bătut. Și mâine, hai că m-am calificat pe locul 3 și mâine primul meci nu-l joc pentru că am bye, adică gen primii 3 au bye, adică nu au adversar primul meci și m-am calificat mai departe automat. Și jocori primul meci jocor cu Antonio Cracana ori cu cum îl cheamă, cu Luci Halvedel. Na, nu știu. Vom vedea.
Păi e bine, e bine. Pă, mă, ce cu jocul ăsta? Nu înțeleg. Băi, ce se întâmplă, mă? De unde trebuie să dau ca să dau gol? Eu nu înțeleg. Would have put a much different complexion on this match. As it is, it's still game on. Modric. It's given away. Eusebio. Well, here comes the support. Now the shot. Bă, frate, ce... Referee's given a corner. Eu prezic Antonio Nuțu să câștige, nu știu ce să zic, nu știu. Fiecare meci e diferit, nu se știe. Ariel a câștigat tot 7-0, dar nu se știe niciodată, nu se știe. Toți care s-au calificat au șansa lor până la urmă. N-am dat-o, n-am dat-o pe roșu, am dat-o pe late, am dat-o pe... Cum se numește? Pe late am dat-o. Virgil van Dijk. Mbappe. Cristiano Ronaldo. Pui mei, trebuia să intre. Dar mă mir că Bucur nu s-a dus mai departe, nu știu, am văzut că... Dar nu cred că a mai jucat el serios sau ceva, nu știu, abar n-am. Robert, dacă mai ești pe live, zi-mi dacă a jucat Bucur, serios, pentru că nu, mi se pare ciudat, adică a câștigat turneul și acum e out. 4-3 aiure, așa, nu știu, nu înțeleg. Afară! Afară! Ieși. Merită făcut Fekir la SBC? Are Fekir SBC, serios? S-a băgat? Stai puțin să mă uit. Chiar sunt curios. Eram cu el în party, a. Bă, ești nebun, ia vezi. Nu știu, că mi se pare ciudat. Că a câștigat turneul trecut și e super jucător și a pierdut 2 meci. Dar depinde cu cine a... Da, 3 meciuri să pierd, nu știu, mi se pare aiurea. Ia, SBC. Ia vezi, mă, că a apărut Fekir. Na, nu merită Fekir. Are 81, dar nu merită. E așa zic. A, nu a jucat. E de înțeles atunci. Dar oricum, na, el mai mult ajută acum turneul ăsta cu organizare și cu chestii, știi, și nu. Offside is the name of the game now for this back four. Well, they've caught plenty of opponents this season off. Trying to do that again. That is a cheap piece of play to give the ball away like that. Ultimul probabil nu l-a jucat nici pe ăla, pentru că îți dai seama că nu putea să dea cu un adversar bun, pentru că avea 4-2 deja, știi, și sigur n-a jucat, eu așa zic. Sau a dat win-ul, sau cumva, nu știu. Probabil, la 4-2, de cine puteai să dai, adică... Ia vezi ce a ieșit Alisson, mamă, perfect a ieșit. Neymar. Out to Neymar, out on the flank. He's got support here. Ruud Gullit. Aia, nu știu ce am încercat. E corner, nu? Oricum eu nu... Da, e, anul ăsta da. Asta clar. Iar bară? Ați cât? A treia, a patra? În meciul ăsta? Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. Nu vreau. După ce se termină timpul de season peste 2 săptămâni, ce o să ne dea la player pick? Eu cred că, nu știu, posibil tot timpul de season, o să țină ultimate-ul ăla probabil. Dar nu știu, e deja bătaie de joc, nu știu dacă ține. Chiar nu știu. Modric. Mbappe.
Dar ce nu dă și ăsta rage quit? Că mă ajută pentru skill rating, chiar am nevoie, dacă cine știe, termin cumva top 100. Că ieri am jucat numai un match, eu să am skill rating puțin. Da, dacă nu joci vineri, așa e. Așa face ei. Just over a quarter of an hour left on my watch. Read that well with the interception. Excellent vision. Aldo. Hai că m-am dus cu Ronaldo. M-am dus. I don't know whether the players really appreciate what's going on here with this support. They're loving the situation, aren't they? Players still trying to make sure they don't have any late slips. Yeah, it's a party atmosphere up in the stands. They've got to make sure the players that it doesn't transfer down to the pitch because they've still got a job to do. Really getting at the opposition this far up the pitch now. But then it goes. Bă, dă-te rog eu rage quit, mă frate. A vrut acolo când a pus pauză, nu știu ce a făcut. Here's Cristiano Ronaldo. We've got 10 minutes left on the clock. Well, this is a real shock. You can see it in the faces of the players, and you can hear it in the lack of noise, if you like, from the supporters. Hai, că am schimbat partea. Nu știu ce am făcut aici, chiar nu știu. Just stunned into silence. Gareth Bale, neatly intercepted. Mbappe. Bă, slabule, îi dă rage quit și așa, pierd timp. Afară! Facem și o calmă așa să mai... să-l calmăm un pic. Ne-am bătut ceva de el. Bine, bro, bine, ne auzim... probabil ne auzim mâine la turneu, iar ce să zic, poate... că suntem în, cum să zic, în aceeași... nu știu cum să zic. Dacă o să câștig cu cineva dintre Luci sau Antonio, cu tine joc. Cel mai probabil, adică sigur. Deci, oricum mersi că ai stat pe live, mersi. Și hai să vedem dacă, dar nu cred că scot eritul în top 100, dar... mă rog, sunt șanse, dar nu știu. În primul rând sper să termin meciurile. Referee has indicated there will be a minute. Really get at the opposition here. Crosses long towards the back post. In with the header and the goal. Salut Raul, salut, salut. Da, vedem. Corect. Salut, salut. Hai, că am dat 6-1 ăsta cu echipă de echipă mai bună, cred că decât a mea. Hai, afară. Mamă, ce nervează ăștia care stau până. Hai de cap. L-am dominat. Hai să vedem următorul meci. Bă, ce cu, bă, frate, ce cu echipa, bă, mâncați aici, Vutru, nu știu cum. Ia să-l caut. Are pe chiar decent ăsta. Vutru. Pf, nici ăsta nu-i pe futuris. Bă, toată lumea are pe bune, îți dai seama, n-am ce să mai... It is the FUT Champions Weekend League. Aston Vanilla, ia vezi mă. We being myself, Martin Tyler and Alan Smith. Yeah, walking into the ground today, Martin. What a buzz amongst the fans. They can't wait for this particular match. They're excited about the whole weekend. And here is the lineup for them today.
Well, we think, Alan, it'll be a 4-5-1 formation, which can look a bit negative. Yeah, but you look at the players in that five, that midfield five, and I think a couple at least will be trying to support the lone frontman. Well, we've got an angle on this offside call, Alan, and I must say, it is the most difficult thing in all the officiating, I think. But this assistant has got eagle eyes. Well, I certainly wouldn't want to do that job because the speed that players move now, as it turns out. What a great call. Now we can check on the lineup. Rafael Varane starts with Virgil van Dijk at the back. And today, it's just the one striker in the side. He's got into three figures now with his team. 100th appearance today. Yeah, one of those players that you can actually overlook at times, but so important to this team. Ronaldo! Aoleu, ce nasoală a fost asta. Mam, băi, era să-mi dea pas acolo. El Shaarawy. Sunt peste el oricum. Își trebuie bătut asta. Ronaldinho. Just a heavy touch, the opposition could take the ball away. Neymar. Eusebio. Patience is the name of the game at the moment. Băi, dar fix pe lung își mutase portarul, bă, care era șansa. Eu trag pe scurt de obicei de acolo, dar am zis că poate mută pe scurt, pentru că așa e logic, știi? Și asta trag pe scurt, era gol acum. Da, na, hai. Facem o tornado aici. Hai, cum mai facem? El Shaarawy. Mbappe. Patrick Vieira. Power of Patrick Vieira. Bravo, Rud. Bravo, mă, Rud Hulit. Mamă, e talent rău, băiatul ăsta, Hulit. N-ai. So the first goal, it's 1-0. Good deep cross towards the far post. Colin. Neymar. Eusebio. Vieira. Vieira. Ce-a scos Alisson, mă. Corner played in. Mamă, Hulit, cred că reușești, nu? Da. Bă, e bine, mă, termină mai repede meciurile, știi că astăzi vreau cam, nu știu, vreau să joc și aici, depinde cum se mișcă, adică ne mișcăm repede, am 5 deja, 5 cu 0. Joc și 20 astăzi, dacă... Oricum, mai am la Tudor 13, aici mai am 25. Deci am ceva meciuri plus turneu, trebuie să văd cum mă încadrez. Oricum, noaptea asta o să joc la Tudor, probabil, să văd, le termin la Tudor. Chiar nu știu cum o să fac, chiar nu știu programul. Hai, când găsește adversar. Europa only left the match. Băi, am învățat șuturile astea din prima și chiar e ok, adică chiar e forță. Ajută mult. Băi, și ăsta e o echipă forță. Jomi 98, aia nu-l caut. Hai să vedem. Dacă mi-a cupat asta din prima, stați un pic. And this is the way they will play the game today. Virgil van Dijk plays with Aymeric Laporte as the centre back. Eugenio Wijnaldum starts with Mbappe. Mamă, Alisson. Zici că ești Andrei Radu la față, să-mi bat piciorul, Alisson. Bă, stai mă cu minte. Ce naiba. Well, he really could be the star of the show today.
Bă, m-am apărat la faza asta 0, adică eu știu ce am făcut. Mamă, l-am pe Mendy aici, păi sare peste toți. Știe că n-are ce să facă în care eu cred că cu mingea. Bravo, Alistair. Ce-am făcut, mă, bă, ce-am făcut? What a stop to keep this all square. Roberto, now the shot. Shot blocked here. Și am făcut acolo cu Vieira. Ball played to Mendy. Here's Eusebio. Break quickly when they get possession. Through ball from Pulisic. In behind is Ronaldo. Bravo, mă, Mbappe. Deci că ești Florinel Coman la față, băi, Mbappe. Nu te min deloc, deci zici că ești Florinel Coman la față. Fără Caterinca. De mare, degeaba te duci tu ca că stai în offside, că nu, nu o să-ți dau pas aia. Poftic că am prins-o pe roșu acolo, pentru că nu știam, s-a lungit prea mult Ronaldo acolo și... Bă, cum am apărat, mă, frate? What the fuck, ce prost am apărat. Nu stau în unele faze în care nu pot să controlez apărarea deloc. Ia, vezi că dă la port pe Ronaldo la o parte, așa, la mișto. Loses possession. They pressed well to win the ball back. Now Van Dijk and Ronaldo. Now Kulit. And that's good support as they build this attack. Nu joacă rău, nu joacă rău, dar ne-a luat un gol aiure. Roberto Firmino. Da Costa. Ce facem ăsta? Lasă-mă lege avantajul, lasă. Well, he is quick this lad and he can afford to give himself another yard. I think he's got the beating of these defenders in a race. Lovely incisive pass. Neymar. A turn goalwards by Eusebio. Corner given and they'll be hoping to get this set piece right. The goal that will put them into the lead. Eu scoate de pe linie. Bă, ești nesimțit? Fără Caterinca, ești nesimțit acum? Mamă, lasă-mă în pace. Bă, câtă soartă poate să aibă ăsta. Stai un pic că fac o schemă, fac. Mendy trece încoa. Goes to corner. It's one back. This is Eusebio. Got his shot off now. Ronaldo. Bă, nu cred. Bă, ce trebuie să fac să dau gol în jocul ăsta? The referee has given a corner here. Good defensive clearance there. Mendy. Hi, come Mendy. Well, not that well because they're going to have to do some more defending now. Here's Vieira. Ball played to Mendy. Here's Vieira. So relaxed on the ball, Ruud Gullit. Neymar. Can put them in front here. E apărat Alisson tot, absolut tot. From that distance, the keeper had other ideas.
some stop that Martin to keep his team level, but if this match threads it through. Sané! Out in front of goal. Mam, dacă intra așa era... Salut, Robert, salut, salut. In goes the corner. Hai de cap meu, dar nu înțeleg câtă soartă poate să aibă ăsta. Dau bară iară de 10 ori. E nebunean, dacă îmi luam gol acum. Dar așa e de obicei. Ratezi, ții gol, deci e... na. Hai Dumfries, te-ai dus, urcă. Bravo, bravo. Ai, bă, ce-i asta? Bravo, mă. Dau încă 4, trebuie să dau toate, deci nu, ma. Arate șarpele, da, frate, acum l-am arătat. Trebuia să intre una până la urmă, că mă enervam aici. Ma. Great time to score, right on the half-time whistle. And that'll make the opposition think they were cruising a little bit there. Es, bă, e es rău de tot ăsta, numai că jocul ăsta nu-i prea es, știi ce zic? Nu știu, e ciudat. Bă, înțeleg un meci că își bate joc de mine, că dau bară de 10 ori, dar... Uite-te la statistici. Câte victorii am, am 5-0 am, cred. 4 sau 5-0, da. Stai un pic să modific aici, că am uitat. Da, 5-0-6, da. Iar 6-le asta. 6 cu ăsta, da. Să vedem. Remember, it's the FUT Champions Weekend League and we're off and running in the second half here. Ball played to Mendy. Hi Mbappe. Neymar acolo nu-i prea. Invers da, invers da, că îi dau cu Neymar pe Mbappe, da, e altceva, că intră lejer. Cristiano Ronaldo, să vedem dacă va fi rage quit? Nu cred. Pune și Pedro să-l vedem. Nu pot, nu pot, că nu fac placă de captură, că altfel îl puneam. Chiar nu pot să-l pun. Când o să-mi iau placă de captură, o să pot, o să vă dați seama că-l pun și fac mai multe chestii. Chiar, na. Na. Perfect, a degajat-o. Hai, ai fugit Mbappe. Bravo. Aiming for Neymar. Well, listen to this. You can feel the frustration in this stadium. Their team's been poor so far. Well below their usual standards. Looking to use the full width of the pitch in this attack. Ah. Stop the opposition, gets the ball out of harm's way. Good reading of the play by the defender. Ronaldo. Shots on here. Cred că dă rage quit, sau? Nu știu sigur. Ori face schimbări ceva. Possession in the midfield area. We might get an update on that injury now from our man Jeff Shrees. Jeff. I've got to say, he landed really heavily on his shoulder there and looks like he's in severe pain. But he looks less concerned than the bench, who are worried about him. I think he'll stay on. Jeff, I knew you'd know what was going on. Eusebio goes for goal. Dacă nu mă blocam în ăla, îi luam mingea. It's with Laporta. Van Dijk. Da Costa. Goretzka. Four on the ball. Cristiano Ronaldo. A breakout with Neymar.
Well, here comes the support. Eusebio. With Neymar again. He can cut it back now. E facciamo calma. S-a dus și ăsta. S-a dus mult și bine s-a dus. Naționala sub 21 e mai bună decât naționala mare. Da, normal, logic. E... Au și cum să zic, frate. Deci eu în locul lui Contra aș face sincer, aș pune naționala sub 21 să joace și naționala mare. Gen, mă rog, nu poate tot, nu tot lotul, dar oricum, trebuie mulți jucători, trebuie schimbați. Deci mulți jucători, deci trebuie schimbați, pur și simplu și na. Ai nevoie, ai nevoie, sunt jucători cheie, unii chiar care, de care chiar nu, na. Bă, da, deci mă enervează, mă frate, nu dai respi la 4-1. Lost the ball and the counter attack could be there. This is Eusebio. Led in behind by Eusebio. And shoots! Mamă, bă, ce... Mi-a bătut joc. How did he miss it? I think he had too much time to think about it, Martin. It got the better of him. Offside is the name. Great vision from Ronaldo. Ah. Sau nu este vrea comeback-ul, da, hai că-l vrea. Bă, e bine să-l vrea, dar să, da. Dar degeaba. Ce-a făcut Neymar? A plecat fără minge acolo, nu am nicio treabă. In fact, one side seems far more up for it than the other. Yeah, I think that does seem to be the case, whether the one manager has pumped up his players, got them ready better than his opposite number, that seems to be the case at the moment. Angel Di Maria. Goretzka. It's a quick break. Trying so hard to make the opening there, nearly. Decision is a throw. It's a fair tackle. Mă, plictisez meciurile astea rău, adică care chiar nu... Nu, măcar dacă avea șase, egale sau ceva. Time and space for Aubameyang out wide. Perisic. Chance from the shot off. Bravo, Alisson. Out in front of goal. Supporting player alongside. We've got to clear it now. And it's going to be his throw here. Perisic. Goretzka. He's looking for the cross. Came in with a challenge. Cristiano Ronaldo. Neymar. Aolo, dar am făcut virgulița aia elasticul acolo, cum vreți să zice, și mi-am bătut joc. Ai 537 de abonați și ai 15 pe live. Păi da, pentru că nu... Na, nu prea e și duminică. Stai că e sâmbătă, eu nici nu mai știu ce zi e. Dar nu, chiar nu știu. Adică lumea intră oricum când la final de obicei. Am avut, când am făcut top 100, am avut, mă rog, top 100 aproape. Am făcut 29 cu 1. Am avut pe live, cred că 60 sau erau 60 de oameni. Când aveam 300 și ceva de abonați. Deci ca să-ți dai seama. Lumea vrea să vadă performanța acolo sus, că așa... Na, nu se uită la început. Bă, dar eu numai 6-1, dar 6, am dat numai set, la tuturor le-am dat, așa, le-am dat set. Goretzka.
GG. Eu am venit la Tudor Buțan. Mersi foarte mult și vreau să-i mulțumesc și lui Tudor Buțan. Știu că nu, probabil nu e pe live acum, dar îi mulțumesc foarte mult pentru toată susținerea. Adică din cauza lui am făcut, cred că, 200 de abonați, cam așa. De, na. Salut, Emanuel, salut, salut. Bine ai venit pe stream. Echte libe, da, era neamț ăsta. 6-0. Te-a apucat de tenis? Da, da, da. Am dat seturi până acum. Game set și match, știi, le-am dat și, na. Am venit vreodată când dau reișchi, frate. Eu sincer, dacă mai are un adversar, băi mei, nu mai reișchi direct. Adică nu pierd timpul, nu. Da, e reișchi la 5-0, mă. Nu mi-am mai luat un 5-0 de nu știu când, dar haideți, băieți, și voi cu un like acolo să apărăm la recomandate, că de-aia nu intră lumea, că, na, sunt like-uri puține și nu apărăm acolo. Că și mie mi-apar oamenii care au multe like-uri și așa și apar acolo sus la YouTube, să zic așa, la recomandate. Mamă, să-mi bat piciorul, mor de cald, deci sunt, hai de capul meu, cred că-s 30 de grade afară. Elie Anastasie, da, 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 clar. Hai să vedem următorul. Ma, maha. Swexel, Swexel, ia să caut. Mă rog, are Bobby Moore acum. Da, îl caut. Nu e. It is the FUT Champions Weekend League that we are focusing on today. We being myself, Martin Tyler and Alan Joacă în chiloți, au zis. Da, frate, cum să nu. Nu, în cameră n-am aer condiționat, chiar n-am. Da, ar ajuta, sincer chiar ar ajuta să îmi pun un aer condiționat. Oricum nu te vedem, da, păcat, păcat că încă nu pot face-o. Băi, ești prost la cap ce mi-a făcut acolo. Hai, Virgil. Bravo. Looking to win it back. On to Ronaldo. This is Eusebio. Neymar. Good reading of the by anticipating the pass. Te-ai dus. Ho, aleu, Eusebio, stop it. Eusebio, iau ușor, te rog eu. Doamne, cum a dat-o cu stângul, bă, ești prost, cum s-a dus. Mamă, ce efect a luat, cred că a luat efect. Dacă nu, doamne, să-mi bat picior, cum a dat-o. Bă, voi vedeți cum s-a... Mamă, n-a luat efect, dar s-a dus ca lume. Bă, de șuturile astea din prima zbuguite rău. Și le-am învățat, le-am învățat ca lumea. Și la turneul ăsta, la, cu echipe 200K le-am învățat. Pentru că cu aia nu prea ai ce să faci. Adică, hai, n-ai mingea, dai la poartă. Nu poți construiești, să faci scheme ca lumea, nu. Neymar 2-0, să vedem. Rashford? Nu dă Rashford. Da, cred că dă Rashford. Ce rachetă, da, da. Cine crezi că e cel mai bun jucător din România la FIFA? Băi, Marius Bucur. După, hai, că s-a dus și ăsta, s-a dus mult și bine și ăsta. Marius Bucur. Toată lumea, n-are cine să mă contrazică, pentru că Marius Bucur a făcut, gen, pe anul ăsta mă refer, nu momentan. Momentan, nu știu. Dar anul ăsta, gen așa, overall, e, cum se numește, Marius Bucur e în top, e primul loc, clar. Fără da și poate, ce performanță a avut băiatul. Respectele mele. Salut, Tiani Sport, și la cât mai multe. Mersi mult, mersi mult, mersi mult, Cătă. Mersi foarte mult. Hai că avem 7-0, am început așa lejer. Pe ritmul ăsta întâi meciul astăzi, în seara astăzi, nu? E, nici chiar așa, că nu joc.
Mamă, mi-intră motor. Bă, stați-mă un pic, că mi-intră motocicleta în casă. Bă, stai un pic, că nu-i chiar așa. Este acum la ei și... Hai de cap. Hai să-mi bap. Jake Luju, Jake Luju. Ia stai un pic să-l căutăm. Mamă, ăsta are pe forță rău. Bă, nici ăsta nu e, mă. Bă, toată lumea are pe bună. De când ești live, că mi-a venit notificare 20 de minute. Sunt de mai mult, cred că, de o oră, cam așa. Marius Bucur e singurul român care se calificat. Da, anul ăsta, da. Marius Bucur e singurul. Salut, Răzvan, salut. Da, Puiu nu s-a calificat. Puiu n-are voie să, pentru că are 15 ani încă. Doar la anul. S-a făcut 16, nu știu, dar doar la anul are voie. Mam, trebuie să joc al lumea cu ăsta. N-are cum careu ăsta. Mam, Virgil. Numai Virgil poate să dea între toți. Plecați, mă, du-te, Dumfries, du-te, te-ai dus. E dat-o și gata, hop. Hop. Aoleu, cum s-o dau așa pe galben? Hai, Alisson. Și Ovi joacă foarte bine. Da, joacă, dar Ovi n-a avut, cum să zic, anul ăsta, păi îți dai seama, Ovi... Păi bine, n-a avut performanțe gen pentru jucător pro player. A avut, a făcut 30, mi se pare, Ovi, nu știu dacă a făcut 30, parcă da, a făcut 30 la început. E forță oricum, nu zic că nu, e forță. Bravo, Neymar. Ovi dă vina mai mult pe joc? Nu, să știi, chiar nu. Ovi nu, na. Oricum, eu respect pe Ovi, că mă uit la toate tutorialele lui și așa, deci nu, și de la el am învățat multe chestii. Virgil van Dijk, Eusebio. That's Pullet in possession here. Hai, că am dat-o aici. Direction of the pass and was able to intervene. Offside is the name of the game now for this back four. Well, they've caught plenty of opponents this season off, trying to do that again. Can really get at the opposition here. Ball played to Mendy. Mamă, se ducea, cred că. Nu se mai antrenează, da, păi are și el treburile lui, vă dați seama că, na, e chemat la tot felul de evenimente. Îl și înțeleg, adică e logic. Mamă. Mamă, Mendy ăsta bate cornerele perfect, mamă, ca deci perfect le dă. Aoleu, treapă verde asta. Am văzut tăia dreaptă, da, păi am văzut și eu videoclipul alea, îți dai seama. Da, păi, bă, câteodată, na, câteodată îți dai seama, te enervezi la un moment dat. Adică, na. Mă rog, eu în draft nu m-am enervat, sincer, niciodată, cred că nu m-am enervat în draft. Eusebio, good width in the attack here, looking for a cross at the end of it. Good place to win the ball here. Here's Vieira. And it's with Hullet. Patrick Vieira. It's Vieira. Mbappe. Chance to put it in the box from here. Got his shot off now. Cristiano Ronaldo. Bravo, bo Ronaldo. Reșcui ce asta sau? N-ai cum să-mi respecte, exact. Da.
Da, clar, clar. Dacă îl se retrăgea la național, rămânea cel mai bun. Da, păi, dar vă dați seama că e foarte greu să combini YouTube-ul cu naționala, cu FIFA, o gen... Na. E foarte greu, mai ales pentru ce face el. Și are tot felul de evenimente, vă dați seama. Na. E chemat peste tot. Alex Telles. Ține se enervează la jocul ăsta. Eu nu prea mă enervez, dar câteodată da. Chiar câteodată, na. Mă rog, stați calm. Nu mă enervez acum pentru că nu mai e miză în Foot Champions. Adică gen să... Pentru calificări, știi, dacă faci 27, se piși ăștia pe tine, că degeaba, că nu mai sunt calificări, deci... Da, nu mă mai enervez, că... Na, ce mai... Hai, că l-am băgat la sfânt pe ăsta. Salut, Răducu, salut. Care a fost cel mai bun jucător cu care ai jucat? Bă, am jucat cu mulți. Nu știu dacă te referi, la ce te referi, la români sau la all-time, adică gen... Și cu din aia din afară, în rival sau așa. Că nu știu, depinde la ce te referi. Că-s două categorii, să zic așa. Ba da, all-time este, all-time este, nu pot să spui că nu. All-time chiar este, n-ai. All-time e, român zic, all-time, da. Mă refer la pro, la pro, păi... Bă, sincer... Am jucat cu Stefano Pina. Ia stai puțin. L-am băgat la somn. S-a dus și ăsta. Uite, mă refer la cu Stefano Pina, am jucat l-am bătut pe Stefano Pina, cu Aigun am jucat de la PSV, am jucat cu toți din olandezi aproape, cu toți pro playeri olandezi posibil aproape, cred că. Nu mai țin minte, am jucat cu o grămadă oricum. Dar cel mai bun, nu știu ce să zic. Cred că Shells de la Manchester City, pro player, cred că ăla a fost cel mai, cum să zic. Dar n-am jucat de mult cu el, adică acum 3-4 weekend league-uri, când nu, pur și simplu, n-a. Nu, Ovi e cel mai bun all-time român, cel mai bun român all-time. Nu, Shells, cu Shells, 100%, pentru că... Ceilalți nu joacă, n-au jucat cu centrări, știi? Și eu dacă dau de un adversar care nu joacă pe centrări, na. Mie ăștia îmi creează, mă rog, cu echipa asta, sincer, acum nu mai am probleme la centrări. Dacă n-aveam echipa mai slabă puțin, când aveam, de exemplu, nu știu, frate, aveam un Kante Toti, un așa, dar aici nu, între toți sunt înalți, știi, în echipa asta și e mai ușor să mai scap. Hai că am făcut 8 cu 0 deja, să-mi va picior. Rapid, scurs și la obiect. Goats to Glory, ia vedem. Or 113, ia să-l caut. Nu e nici ăsta pe Footwiz. Cât ai avut weekend league-ul trecut? 24-6 am avut. Foarte slab, pentru că n-am fost în formă. Pur și simplu am jucat foarte... Ca acum nu jucam, deci acum joc extraordinar. Cred că e top formă cum joc acum. Că păstrez așa, eu cred că am șanse de top 100, dar... N-am jucat, am pierdut aiurea meciul, m-am enervat. Chiar cred că prima dată în ultimele 3 luni în care m-am enervat. Nu mi-a ieșit jocul. Mă enervam că nu mi-a ieșit jocul. Nu puteam o pasă să dau, nu făceam nimic. Și, na, vă dați seama. Dacă te enervezi, pierzi meciuri. Care crezi că e cel mai bun de pe PS4? Nu știu, frate, chiar nu... Nu știu ce să zic. Chiar nu știu, pe PS4... Stefano Pina, ala cu care am jucat, e al doilea cel mai bun din lume, ca pro points mă refer, l-am bătut. Eu sunt cel mai bun de pe PS4, ce glumă. Nu știu, frate, chiar nu. Nicolas, da, Nicolas după pro points, el e cel mai bun. Nicolas 99 e. Da, sincer, nu cred că e cel mai bun din așa, de pe PS4. Doar după pro points, dar acum e slab, în perioada asta a jocului, zic. Here's the lineup. Rio Ferdinand plays with Virgil van Dijk at the back.
Zlatan Ibrahimovic is the lone striker today. Looking for teammates in the middle. Now we can check on the starting lineup. Virgil van Dijk plays. And now the shot! Neymar. They've lost the ball and the counter-attack could be there. Lovely ball from Neymar. Ronaldo! Mama, Ronaldo. Grabs here. Chance to cross it. Cross from Neymar. Cleared away by the defender. He heads it out of play and it will be a throw-in. Hi, Mbappe. Mbappe. Ronaldo. Eusebio goes for goal. E panicat ăsta, se simte. Good reading of the play by the defender. Ruud Gullit. Trying a bit too hard, trying to force the pass, and it. Mamă, m-a spart aici. Bravo, mă, Gullit. Bit predictable with the passing and the opposition able to deal with that. Ball in behind from Azza. Well, they've shown him the inside. Ibrahimovic. Good work to stop the opposition. He's got to clear it now. These fans think that was a definite penalty. Mamă, mi se scarcă bateria la controller, e ce trebuie. Bă, de ce mă grăbesc? Mamă, că era Dumfries acolo, nu mai am răbă acum. Here's Eusebio. Taking on the defenders with good vision. Very straightforward save for the goalkeeper. Ferdinand striding onto the ball with that long stride. Vieira just working away. Asta cred că e de elit jucătorul. Cred că e elit 3 gol durul după cum, nu, elit 3. Am mult ca sigur elit 3. Joacă super bine. Mă rog, super bine, joacă bine. Bravo, bă, Neymar, bravo, mă, Neymar. Just read the intentions of the opposition there to make the interception. It's Ibrahimovic here. Mendy, Mbappe. Maybe the counter-attack is on here. Am vrut cu Ronaldo acolo, că l-am văzut că pleacă. Mamă, ce sliding a băgat prostul. Mamă. Bă, ești nebun, sliding-ul zilei, ce săptămâni, bă, ești nebun, era gol ăsta. Aoleu, pase din astea. So relaxed on the ball, Ruud Gullit. Te-ai dus, bro, te-ai dus. Bravo, bă, Neymar. Bă, cum stratezi, bă, cu poarta goală? A, mă, băi, băi. Și n-ai, bă, dar nu știu cum a arătat cu Eusebio. De ce a dat-o, că i-am dat-o pe scurt acolo. Hai, că... I-am dat-o pe scurt acolo, deci mă jur. Here's Eusebio. Bra... Ce, mă? A, faul, bravo. Bă, citesc imediat comentariile, că... Na. Bă, câtă soartă. Bravo, bă, bravo, 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 Mbappe. Să vedem, cred că e respit, cred că și ăsta e respit. Hai să citim chat-ul, că probabil e... Mamă, cum se duc toți așa, bă, pe rând. Mamă, ești nebun la cap. Tu primul și după bucur, da, cum să nu. Cel mai bun pe Xbox e text. Eu, bă, ba da, aici greșești pentru că... Puiu, de exemplu, Răzvan Puiu, mă rog, asta e la Rival, s-a făcut egal cu el. Și eu zic că e de bătut. Eu zic că e de bătut, ați văzut și la ultimele turnee că a fost de bătut. Băiatul nu e robot, nu poate să joace tot timpul la maxim, vă dați seama, nimeni nu joacă și na. Pe ce dai mod? Am mai zis o dată, dau mod pe activitate, în cea mai mare parte pe activitate și poate și pe donații, dar e calea mai ușoară e activitate.
Deja. L-a bătut dosarul de doar pe text de adevărat, da. Nu poți să zici că e de neînvins, adică e logic că e de învins, na. Dar arată-ne și nouă tacticile, hai că le arăt acum. A pierdut Puiu cu text la Weekend League-ul trecut, am văzut eu la ce... Sibeștea a jucat cu text la Weekend League, bă, eu n-am văzut asta. Nu știu. Aigun 29, bă, frate, am jucat cu el în Rivals, cu Aigun acum 2 zile am... și m-a bătut 2-0, m-a bătut, dar... M-a bătut, dar nu m-a bătut. Am avut din astea mai multe decât ele ocazii și așa. Și am avut și bară. Și la 1-0, minutul 70 am început să forțez. Și mi-au luat prin 80 ceva, 85. Mi-au luat gol 2-0, că am jucat cu 3-4-2-1, cred că, sau așa ceva. Mamă, păi am jucat, cred că aproape cu... Mamă, cu 80% din ăștia am jucat până acum. Cineva așa mai... Nu cred. Mă rog, mulți se apucă acum să joace și, na. Del Diablo și ăsta, mamă, 24, what the fuck, e jucător de top 100 ăla. Stați că vă arăt tacticile acum, era să uit să intru iar la meci. Astea sunt tacticile, 4-2-3-1 cu drawback și balanced joc. Și cu astea așa. Și așa e joc în minutul 1 pe ăștia. Și după aceea instrucțiunile getting behind pe atacant, Eusebio doar cu free roam îl țin. Ăștia doi din Ramu cu Lamu îi țin în get into the box for cross. Pentru că știu, amândoi dau bine, Neymar nu prea dă bine cu capul, dar Mbappe e forță pe cap. Ăștia stay back cover, stay back cover center și fullback-urile au stay back, normal. Salut Ionu, salut, salut, bine ai venit pe stream. Uitați-mă că intră lumea, 25 de persoane, intră ușor, ușor, intră lumea. Da, e asta. E mai bun Mendy toți decât Sandro flashback? Nu pot să compar, n-am jucat cu Sandro, dar eu cred că... Cred că da, cred că Mendy e mai bun, nu știu, așa zic. Are și 4 la skill moves, eu zic că e mai bun. Stai să modific, să pun 9 cu 0. Eu așa zic că e mai bun, nu știu. Și 15 weak foot, exact, e foarte important chestia asta. Ce... La ce te referi, Real? Intra mai devreme, dar am avut puțină treabă. Nu-i problemă, nu-i problemă. Oricând e bine. Oricând e bine. Hai să vedem următorul. 9-0, e periculos acum scorul. Că s-ar putea să ne dea... Am înțeles. A, de fapt nu-i cine știe ce. Joacă cu Del Piero Baby. S-G-U-S. Ia stai să caut. Nu e, nu e. Ai băgat bani în joc? Nu-i contul meu. Adică joc la el fiecare Weekend League, joc la Rivals aici. E contul pe care joc eu de ceva timp, dar... Îți dai seama că îți faci o echipă, trebuie să bagi bani în jocul ăsta. Playing within a beautiful stadium, full house. What more could you want? Doar dacă îți pică iconuri tot anul, așa o dată pe săptămână, poți să-ți faci echipa asta, dar altfel... What the fuck, bă, ce pasă, mamă, dar Vieira pe pase, e nasoală treaba. More than capable of slipping in passes to those two strikers. Now we can check on the starting lineup. Virgil van Dijk plays with Rafael Varane in central defense, and here is just the one main attacker in this lineup. Well, he really could be the opening them up. Offside, I'm on. Well, we've got an angle on this. Good luck and have fun. Da, 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 merci, merci. Merci mult. It's the most difficult thing in all the officiating, I think,
Have fun, nu știu cât have fun, dar... Well, I certainly wouldn't want to do that job because the speed that players move now, as it turns out, what a great call. Ah. Good refereeing there because it was a foul. Ah, mă, dai foul, cât l-aș lege. La echipa mea n-am băgat nimic. Păi, îți dai seama. Mamă, nu cred. Mergea pas, intra pas aia genial. Bă, tipul joacă cu piatec, adică dacă nu-l bat nici pe ăsta. Am întinde piciorul ăla să dai în ea. His movement too to intercept there. Plenty of space out wide, and they're going to use it. Eusebio. Ce caută mă Varan aici? Well read. Păi Varan ăsta, ce faci? Here's Vieira, Mbappe, and it's with Hullet. Now Eusebio. Mamă, cum a băgat tehnicul cu... Mamă, Iure. Nu cred! Băi! Ia, scoate portarul ăsta ca să... Nici nu scoate portarul. Swung in. He's got it away. He's got a chance to cross. Eusebio goes for goal. Well, that's gone behind. It'll be a corner. In goes the corner. Super. Bă, cât scoate Alisson ăsta? What about those reflexes? Brilliant. In goes the corner. That's safely away. Mamă, e panicat ăsta. Just a mistake, really. Not even a... Bă, Alisson ăsta. Corner played into the middle and they get it away. Ruud Gullit onto Mbappe. Ce mă? Băi, Eusebiu. Poor attempt at a pass really. Well, they use the forward in these positions, dropping deep. He lays it off and they play from there. Ruud Gullit, Vieira. Turnover in play. Now Del Piero. So the referee awards a free kick. Loses possession. Neymar. Opening them up with a through pass. In on the goalkeeper. Bă, frate meu, bă, ratez prea mult. Și a fost și plug. Băi, îmi bagi joc de faze, mă. Stau jumătate de oră după el și... Bă, Mendy, ce faci, mă? Nu, nu-i fault, asta e niciodată. Here comes the support. And here's the shot. Well, it makes a good picture, I think, for those photographers. Dacă dădea penalti acolo, că nu m-am intrat în el fără să vreau, na. Aoleu. And it's Del Piero. Del Piero, good strong tackle. Here's Vieira. Neymar losing the ball. Alex Del Piero. It's with De Jong. Guided through. He's blocked the shot well. No, asta e meciul, mă bat cu jocul meciul ăsta, adică, na, dacă vreau joc să dau gol, dau. Bă, ce-a fost?
Doamne, bă, ce e asta? Ball played to Mendy. Patrick Vieira so relaxed on the ball. Ruud Gullit. Neymar. Da, mă, foul, toate foul. Normal. Seen the situation that he can play on. Good work from him. He's one on one with the goalkeeper. Uitați-vă, mă, primul șut, primul gol. Bă, bă, băiatule, mă, bă, băiatule. Mă, băiat, bă, ce asta, mă, frate? Real individual inspiration here. Come away with the ball cleanly. Great tackle. Uite-te la Vieira, hai bă. Bă, tu ești pe bune? Ești pe bune sau jucăm așa la Caterinca cu Vieira, cu... Neymar, he can cross it now. Into the center from Neymar. Du-te-n căcat, trebuie să dau din tornado goluri, că altfel nu mă lasă, frate. Trebuie să dau din tornado, mă, goluri. Altfel nu vreau. Deci dacă nu dau, uite, deci te înclină jocul să dai, cum să zic, vreau să te convincă să dai din astea. Altfel nu vreau. Da. Un șut pe poartă. Oare vine Neymar înapoi la Barcelona? Nu, no, nu cred. N-aș crede. Plec pe afară, baptă la meciuri. Mersi mult că ai stat pe live. Barça nu are nevoie de Buffon. E Buffon. Crede mă că a avut un sezon prost Neymar, dar... Na. Mamă, Alex, mă jur, mă jur că am uitat să fac Discord, deci chiar n-am timp. Nu știu, sunt full, n-am... Nu știu. Nu mai zic de acum că-l fac azi, că-l fac azi, că... Stau prost rău cu timpul. The look of this attack. Superb shimmy there. Da, mai se pune corpul. Pune corp. Apropo, în primul weekend am 7-0. 7-7, adică e ok 7-7. Pentru primul weekend e chiar ok. Mai este în perioada asta când toată lumea are pe bune și așa. Hai că l-am pușcat pe Ronaldo care era pe jos. Bă, cât are mă strâng piatec ăsta? Bă, bâncați, se bate cu... Pe Huri te dă la o parte, pe... nu știu. Bă! A, nu. N-are cum, era gol ăla. Uite-te unde, doamne. Absolutely no trouble for the goalkeeper here to save that shot from distance. Just a mistake really. Not even asked too much of the opponent. It's just a mishit pass. On the move and able to cut out the pass. Looking for an opening with some good controlled build-up. The defender's done very well there to stop the cross. Now Del Piero. Alessandro Del Piero. Fabio Quagliarella. He's coming forward with some danger. Poor on the ball. Well, you know who it is, don't you? Ruud Gullit. Can't mistake him. We've had an hour on here. And still 30 minutes left. Mbappe. And there's the cut back. Bravo, boy, Eusebio. Mamă, cum mă enervează. Baftă la gol 3, hai că poți, hai că poți. Da, normal că merită, Dumfries în locul lor, e clar, 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 e forță, e cea mai urâbă aproape din joc, e top 2 râbă. Normal.
Și Hulit ăla nu mai zice nimic, ăla e... Uite, uite-te la el. This is Eusebio. There's some potential in this move. First touch was poor. And it's Del Piero. Fabio Pagliarella. Excellent interception. Ronaldo. L-a pus blank pe Ronaldo, l-a băgat la somn, de zici că... Too much pressure for the opposition who've lost the ball. Comes to get it to feet. He's come rather deep to do that, the main striker. Ah. He saw the look from the other player and saw where the pass was going, read it. Cristiano Ronaldo. Clever feet there to go. Bravo, bă, este mă GG. Mamă, cât m-a chinuit. Acum le dau pe toate, mă. Top 2 nu e cel mai bun? Bă, eu pot să zic că e cel mai bun, pentru dar nu prea am jucat cu ceilalți. Asta e faza. Nu am jucat cu ceilalți și nu pot să zic. Cu Dacoștia nu a super sub am jucat și nu pot să-i zic o părere. Dai seama că eu aș putea zice că e cel mai bun, dar nu pot, dacă nu pot, nu pot să-mi dau cu părerea dacă, na. Nu știu, l-am și eu pe ala, chiar l-aș încerca. Nu știu, chiar l-aș încerca pe ala, că l-am și player pick, a, pe ala l-am vândut, l-am player pick pe ala și... Hai, cu blank dai de acolo. Da, păi și, și eu aș putea zice la fel, adică mi-e place super mult. Looking to play their way through now. Now Kulik. Hai, încercam acolo. Well, they've gone and won the ball in the middle of the field with some high pressure play. Good width in the attack here, looking for a cross at the end of it. I think the opposition looks as though they believe they get through them, but they haven't. Hai, că am încercat cu Hulit acolo. A participat cineva la turneul lui Hulea? Da, eu. Eu am participat. Dar chiar, dacă a participat careva de aici, din chat, sunt chiar curios la turneul lui Claudiu. We're looking at a well-coached team here, drilled in winning the ball back in midfield as a group. Hai că ai participat, Zomer, da, da, da. Ai participat. Mamă, știa, a pus tackle-ul foarte bine acolo. S-a dus și ăsta. Eu nu m-am luat timp, nu aș ca nici nasol, nasol. Nici eu m-am gândit, am stat mult să mă gândesc dacă să joc, să nu joc. Dar aici, da, mă, până la urmă, de ce nu? Adică, na. Să arăt că și fără echipă de 100 de milioane, mă rog, zic așa, fără echipa asta joc bine. Adică m-am calificat mai departe și mâine o să fie nebunie, să vedem. Some space here on the flanks. Moving forward there with real menace to their play. And disappointing ending to it, really. This is Eusebio. Here's Vieira. Now Vieira. Had a crack! Hai, că am încercat. Upside of being a goalkeeper. We've seen the downside in some of his work earlier in the game. But good stop this time. Yeah, it was a decent stop. You'd expect him to make it, but not his day, really, generally. Quite clearly a free kick. Let it short. Good defensive clearance there. Ah, that's a shame. He would have been in the clear, but he's overhit the pass. And they get it away. This is Eusebio. On the move and able to cut out the pass. GG. Am mai flueră asta dată. Van Dijk. Ai scos Elit la Buțan? Încă nu. Am, nu știu, am cât am, am
Mi se pare că am 15 sau 16 cu 4. 16 cu 4 am. Da, eu cred că o să scot. Bă, 10 cu 0, am început chiar bine, 10 cu 0. Eu abia am divizia 5 și mă miră că am 7-7 la Weekend League. Da, Rivals, mă rog, contează numai când ești la divizii mari, la divizia 1, mult skill rating, acolo se vede nivelul, dar în rest, așa, la divizii mai mici și nu știu. A, cu 16-4, stai că-s prost, am cu 5. Am pierdut 5 meciuri. Am pierdut 5 meciuri până acum. Hai să vedem next. Aoleu, Ben H7X. Să-l caut, ia. Apare, nu e pe Footwiz. Chiar seara câte a trebuit eu... Păi da, frate, da. Păi am, am pierdut de 5 ori, nu știu câte, nu știu, 14 cu 5, nu mai știu, am, că am, nu cred că am mai jucat. 14 cu 5, probabil. De acolo. Oricum, la Tudor joc noaptea, tot timpul, când sunt rupt, sunt rupt în gură de obosit și, na. Și am pierdut cu mulți cu Pro Points. Și asta a fost nasol. And here is the lineup for them today. Virgil van Dijk plays with Vincent Kompany in central defense and they'll play. Wow, aleu, cum a prins o așa prelungit-o și a mai făcut acolo niște. Mamă, cum a dat-o. Am scăpat. Antonio Valencia. Fernandinho. Patrick Vieira. Another shot. He's blocked the shot well. Maybe just missed, kicked it a little bit there and pass goes straight to the opposition. Lacazette. And it's Ronaldinho. Boy, he's no one for that. Blown over the bar. Oh, the crowd were up on their feet there. It was a spectacular effort. Well, the club are making this a special day for him in honour of his 500th appearance, which is actually reached with this appearance here in this game. Quite rightly, the club making a fuss because they know how important he is to this side. Well, that looked dangerous until he made the interception. They've got some room out here in the wide position. Ia vezi mă ce face Dumfries acolo. Neymar. Patrick Vieira. No. Gives it away. Bravo, Ronaldo. An incisive pass. Hop. Ronaldo. Aici calm. Hai că am jucat-o calm, am jucat-o mai calm de atâta. Here's Vieira. Angel Di Maria. Played forward, a bit of menace in this attack. Neymar. Here's Eusebio. Preluări din astea. Ronaldinho. I think the wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. Ronaldinho. He's got his shot off now. Ma. Put it over. Yeah, nothing wrong with the contact, the power, but accuracy just off. Trying to find Ronaldo in behind. Nu mai, n-are rost să le dau așa, că are Van Dijk acolo și Ronaldo tot timpul stă lângă Van Dijk. Angel Di Maria probing away, trying to find room for a shot maybe. Ronaldo. Really in the clear now. It must be. Bă, dar prost trag, nu știu, unele șuturi chiar nu, n-am inspirație, nu știu. Mamă, stai spate portarul, stai chic. Am văzut tot prost, mai prost de atâta, fără efect. Fernandinho is Vieira. Oh, spotted the pass and cut it out. Threads it through. Neymar.
No, e Van Dijk, mă, bă, dar tu peste tot unde e Ronaldo e Van Dijk. Trebuie să fii și Van Dijk. Valencia. Lacazette. Bravo. Here's Vieira. Looks the goalkeeper in the eye. Good vision. Put clear, Neymar. He blocked it then. Bit predictable with the passing and the opposition able to deal with that. That's a tremendous piece. And shoots! Hey, Chapman Ederson, yeah. Here's Ronaldinho in the wide position. Bravo, Dumfries. Looking to use the full width of the pitch, but it didn't quite come off that time. Mamă, și-a mutat portarul, băi, da. Na, 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 nu mai. Take it a little easy, take your eye off the ball. Mbappe. That's pull it in possession here. Neymar. Ronaldo. On to Mbappe. To take the lead. Corner given. They'll be hoping to get this set piece right. Cum dau cu efect din lovituri libere, pur și simplu face-o din asta, o buclă așa cu sec, uite, face așa și așa. Hai că s-a dus cu efect. Apare, n-a mai luat niciun efect. Mi-am bătut joc aici. Yeah, I don't think that was ever on, really, from that kind of distance and angle. Looking good this move. It's Vieira. They've lost the ball and the counter-attack could be there. Mbappe. Mbappe! Bă, cu tratez. Made the save. Bravo, mă, Van Dijk. Now Gullit. Neymar. And it's with Gullit. Neymar. Well, you know who it is, don't you? Ruud Gullit. Can't mistake him. Cut off! Well, his legs is behind him. Ratez mult, ratez mult și nimeni. Vincent Kompany. Alex Telles. Turnover of possession here. Neymar. Neymar! The keeper might be needed again. He didn't hang on to the ball. Well, he's cleared the danger. Ia vezi ce a sărit Di Maria de lângă... Patrick Vieira. Mendy. Ruud Gullit. Eusebio goes for goal. Oh, well done the goalkeeper. And he's hung on to the ball. Neymar. Now Gullit. Guiding the pass through. Neymar. That's the referee's decision. Two added minutes. Room now out on the wing. Angel Di Maria. Da. Good half, da. Degeaba. A ratat. Really nip and tuck between two great rivals here. Possibly we thought that was the way it was going to go. Will it break open in the second half, Alan? Well, we'll soon see. I just wonder whether one of the managers, it could come down to a substitution. So they skip Castle. No. Benches have got plenty of attacking talent on there. Uitați ocaziile, deci 11 cu 8. Eu aș încerca să citesc cu el un R1 pe... Cu el ai driven-ul, da. Pe ăla șutez din careu. Cu ăla dai din careu, adică, na. And off we go for the second half of this weekend league match. Eusebio. Neymar. It's Vieira. Mamă, un gol, îmi trebuie un gol. Păi aia mă trebuie să așa. Gol nu-mi iau, că nu face nimic așa.
In goes the corner. Popped in to punch that corner away. Spaced across the ball now. That's a tremendous piece of play. Twitch of emphasis going inside. He's got it away, and that's what you have to do. The referee seeing that as a foul. It is a free kick. Antonio Valencia. Out into the wide areas now. Vincent Kompany. Eusebio. Dangerous ball from Eusebio. Ronaldo, pass threaded through. Cross from Neymar. Cleared away by the defender. Mamă, ce-am făcut acolo. Bine, mă, Mendy. Here's Eusebio. Fernandinho. Alex Telles is coming forward with some danger. Shots on here. Bravo, Alisson. Saladino, Saladino. Well, they're doing their marking properly at the corner here. It looks like it anyway. And they get it away. Fernandinho. Maybe took his eye off the ball. Neymar. Mbappe. On to Ronaldo. Great vision from Ronaldo. Needs to stay cool now. Aiming for the dangerous head. Da, bă, mi se selectează jucători în care au automat aiurea, nu știu. Well, we're two-thirds of the way through the 90 minutes. Half an hour to go. Offside, stai cam. Di Maria. Well, that's blatant offside, I'm afraid. Here's Vieira. The power of Patrick Vieira. And the ball played to Mendy. Here's Vieira, not rushing it here. Moving from one side to the other. And here's the shot. Bra, ce mă? Bă, ce scoate mă Ederson ăsta? Mă enervează deja. And here comes the corner. Ah, am crezut că am girat Van Dijk după aia. Here's a chance to whip it in. Ruud Gullit, very weak challenge. So that means it's a corner now. Corner's taken. Swung in from the corner. Mamă, dar nu crede, dau și pe verde, mă. Yeah, the keeper's waving that one bye-bye. Ball now with Ronaldinho. That's good movement forward here. This is Eusebio. Ronaldo. Neymar. Through ball played by Neymar. În sfârșit. În sfârșit a venit. În sfârșit. În sfârșit, mă. Opened the scoring 1-0 here. Now Fernandinho. Oh, he's won the ball in his own penalty area. Got to deal with it now. And that's dealt with the problem. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Hai Ronaldo, hai Ronaldo, hai Ronaldo. Ah. A protejat bine acolo. Oh, listen to the atmosphere in here. Fans doing their bit to spur their team on for this equaliser. Interesting, Alan. Bă, ce asta? Further up the pitch, bă, trying to play offside. Well, you do take a chance with that, but I think this team's used to that system. Ronaldinho. Switch of emphasis going inside. Now Eusebio. Mbappe. Mendy. Mbappe. In for Neymar. Played away. Cross now. And it's back for another corner. He's put in the corner. Mbappe! Puh!
Nu cred. We've got 10 minutes left on the clock. Now Eusebio. Going forward well. That's a fine challenge. And he's got the ball. Bravo, Hulit. In the middle of the field with some high pressure play. Lovely ball from Neymar. Oh, time to get the cross now. Ronaldinho. Cât ai average pes acuratețe? Ce cauzi la PGL prin ianuarie cu jucători care au... Da, păi da, cam așa. And they've spread it out wide here. Mbappe. Eusebio. Maybe he'll cross it here. Good punch from the goalkeeper from the cross. And he's hung on to the ball too. Brilliant goalkeeping. Bă, dar cum le dă ăsta, mă? Couldn't keep it. Rafael Varane. Good chunk of added time here. 3 minutes. Minimum of 3 minutes of added time. Ball played to Mendy. That's a good spot by the defender. They know the clock is against them, but the opposition is doing well against them as well. Neymar. Dădeam și 2-0. Noroc, am câștigat, că mă rog, noroc. Mi-am bătut joc de el. 19 cu 11, el 4 cu 2. Hai că a fost close match, hai că a fost, da. Cel mai close. 11 cu 0. Bă, e ok, 11 cu 0, mai joc, cred că 4, 5, 6 meci, nu știu. Salut, Rafael, salut, salut. Mozafar Mohammadi, hello, hello, welcome to the stream. Bă, băieți, mă duc și eu să mă pun la baie și revin imediat, revin în câteva secunde, într-un minut, berbim un pic.
Hai că am revenit, salut, salut. Am revenit, am făcut o... Mi-am mai dat și un refresh. Mi-am pus și eu ceva de mâncare, mai facem o pauză, mai puneți întrebări încet să mai... Că deja am jucat 11 meciuri consecutive și... Na. Mersi mult, mersi mult. Mam, 11 cu 0, o să înceapă să ne dea cu pro player, cam de acum. Cam recordul cu 0, adică 11 cu 0 și... Ia vezi mă, primul care a făcut 30, Anders Weierhang ăsta. Scuze că nu am putut, nu e problemă, nu e problemă, oricând intrați e foarte bine. Cum merge weekend-ul ăsta? Foarte bine. Chiar merge bine. Salut Eduard Gorgon, salut, salut. Bine ai venit pe stream, că nu te-am mai văzut până acum. Probabil, nu știu, ori de la Remus V, ori de la Tudor, nu știu. Oricum, bine ai venit pe stream. Dă-mi contul să-ți termin eu meciul, gigantesc gol 2. Ah, e bine, e bine atunci. Chiar e bine. Gol 2 e ce trebuie. Gata, hai că am mâncat. Stai să beau și un pic de apă. Eu am venit de la Tudor. Da, știu de tine, știu de tine, știu. De la Tudor am venit, da. Oricum să fiți cu ochii pe canalul Tudor, că o să aibă, în curând o să apară ceva special, să zic așa, pe canalul lui și să vedeți acolo. Detalii nu dau, dar a zis că o să apară ceva foarte mișto. Hai să vedem următorul meci. Bă, aici, nu? Paul Houck. Ia vezi. Hai, nu cred că îl găsesc. Na, nu e. Welcome to you all. My name's Martin Tyler. His name is Alan Smith. You all know Alan. And today we've got splendid action for you, I'm sure, from the FUT Champions Weekend League. Well, it's a fantastic tournament, this. There's nothing better than seeing world-class players come together, see who can gain the upper hand. Threading it through. Neymar. Chance to get the ball in the box. Aiming for the dangerous head of Ronaldo. Ma. Here's the lineup. I think that back four is really important for them. They've got to be strong and solid. But they've got a bit of protection, haven't they? They have. They should have more than enough. I mean, they're all good defenders in their own rights. But in front of them, they've got players who are going to be working really hard. And it's a shot now. Ma, am avut bara cu Eusebio. Gomez. How unlucky were they just then? I do think if they keep knocking on the door, they'll find a way through. And the goalkeeper will get this one, no problem. Tu dai Dumfries? Așa. Ball played to Mendy. Fabio Quagliarella. Good work, really, to read the intention of the pass. Hai Neymar, du-te, mamă, ce spațiu mi-a lăsat ăsta aici și cu Teles acolo. Bravo, bă, Ronaldo. Nu știu rating degeaba, e. Hai, băi, hai cu topul ăla, da, să vedem, trebuie să vină anul ăsta, trebuie să vină top 100. La un moment dat, trebuie să vină.
position of maximum opportunity, it was an impossible opportunity to squander. Yeah, we often say it was an easy chance, but you have got to be there. And this lad has got the... Ia stați un pic. Mi-a scris Tudor Buțan, fratele nostru. Hai să continuăm. Referee giving the player the benefit of the doubt about that, but he's given the free kick. Played it short. Gomez. Nici o șansă, hai. Aoleu, cât am prelungit-o cu Ronaldo acolo. Pagliarella. Now Eusebio. Cristiano Ronaldo. Nah, nicio șansă. Cut out by the defender. Having had a look at the opposition, I think they fancy an offside trap now. Yeah, they're leaving a lot of space in behind, but they're confident with this. Well, the wide man can show his skills here. Well, he's got support here. Just working away to try and find an opening. Bravo, mă, e GG, cred că. Da, reiscuit-o. Harry Maguire drops huge Manchester United transfer hint. Ce să facă Maguire la Manchester United? Să încălzească echipa a doua, ce trebuie să fac? N-are să facă Maguire la Manchester United. Nu-i de, nu-i de el, nu-i de el. Ce golață, da, da. 12-0. Bă, până acum merge totul bine și joc bine, dar na, apare și oboseala, o să apară când o să simt că sunt obosit, gata, mă opresc, că na, e să pierd aiurea. Da, mai easy lejerean, păi când intră șuturile, da, easy, dar așa, hai să-mi bap. Bă, ești prost la cap, uitați-vă la asta, mă, mâncați așa. Hai de cap, mă, ce echipare, bă, ești prost la cap. Bă, ești nebun. Mamă. Începe să mă dea cu top. Hai de cap, mă, ce echipare asta. Well, it's a super day for us all as you join us here. Martin Tyler along with Alan Smith, of course. We're excited and I hope you're excited too with the action coming up. Cum îl cheamă pe ăsta? Hashtag Saz? Saz? Sau? Ah, hashtag 925 nu e. Da, să vedem. Nu mi se pare Eder Militao ceva bun, ba, da, e bun, e bun. Crede-mă că e foarte bun. E, nu știu, e, am jucat cu ăla, cu Future Stars-ul lui ăsta, lui Militao și e forță. E tank, na. FUT Champions Weekend League. Yeah, hi Martin. Delighted to be here. Lots of quality teams over the course of this weekend. I'm expecting a good game here. And this is the way they will start the game today. Well, we've gone with a 4-3-3 formation here for them. Is that the way you see it, Alan? Yeah, I mean, it can be adjusted. It could almost be a 4-5-1 if they... decide to come over all defensive this team, but if they're on the front foot, that three up front can cause the opposition back four some problems. This is the lineup. Virgil van Dijk plays with Rafael. Oh, de poartă. Mamă, joacă bine asta. Only one up front in terms of out and out forward. Hai, Ronaldo. Mamă, ce mi-a făcut. Here's Vieira. It's given away. Bravo, băi, haine mari. Stand out a bit. These two in particular, I think today, Alan. Well, we've earmarked these two because they have been in fantastic form this season. It's been a pleasure to watch them.
A lot of defenders between them and the goal, but they still got the ball. Fault? Da, bravo. Well, this is a chance from the free kick. Bă, dar am crezut că își mută portarul, iară. Ball played to Mendy. This is Ferdinand. Ruud Gullit on the ball. Best. And it's with Ronaldo. And it's with Gullit. Ronaldo. Bă, ce-am făcut mai aici? Nu puteam să selectez jucătorul care voiam să bag tackling. Păi, PC-ul, da, e nasol pe PC. Bă, eu încercam să selectez pe unul care să bag tackling și tot pe altul mi-l punea, nu înțeleg. What the fuck? Joc tâmpit. Mamă, frate, ce dracu. Bă, m-a făcut bine, zic așa, ca cum să-i, ca cum a jucat-o, a fost bine, dar numai că a fost gol din bulan pentru că nu mi l-a pus pe ăla pe care voiam eu. A, să pun tehnic acolo. Mami, nasoală, ăsta trage de timp acum cu mine. Da, ăsta trage de timp acum, e cu mine, vine ultimul timp de season. Uitați-vă la ăștia, uitați-vă la mine, uitați-vă mă la mine, dau cap în cap. Adevărat zici că e oaie. He's got it away. Best. Aoleu. He's cut it back looking for a teammate. He went in well. That's Gullit in possession here. Wait it, mamă, ce-mi nervios. He could lay it off to the supporting player. Mendy. Now Patrick. Pe până îi dau un gol, să vezi pe aia cum atacă. The referee playing the advantage. That's a brilliant challenge. Offside, normal, offside, bravo. Now it's offside and it looks as though they might be in to score. Asta aproape echipa e de icon, da, dar na. Echipa contează mai puțin. Eu știu că peste asta clar, deci. Here's Vieira. Un alt gol din căcat și acum ține mingea asta, Iurea. Trebuie să dau golul ăla, că pe o să joace, mai joacă mai deschis. Play on, says the referee. It's Vieira. Attacking well here. Unde o dă? Unde o dai, mă, prostule? Dă-l Neymar, mă, frate. Zic să-i dai lui Neymar, dai lui Neymar, mă. Ruud Gullit on the ball. Patience is the name of the game at the moment. Patrick Vieira. Now Patrick Vieira. Now Vieira. Looking to use the full width of the pitch in this attack. Bă, ce asta? Ruud Gullit, Ronaldo. Kept his concentration, the goalkeeper, and because of that, kept hold of the ball. Yeah, he seems to feel the goal, this lad. He's quite an imposing keeper. Here's Eusebio. Offside, mă, iară. Iară, frate, offside. We've got an angle on this offside call, Alan, I must say, it is the most difficult thing in all the officiating, I think. But this assistant has got eagle eyes. Well, I certainly wouldn't want to do that job because the speed that players move now.
as it turns out. What a great. Șamă, joacă, joacă, te joacă, așa, trage de timp, frate, trage de timp, bravo. Dă-o sus acum. Da. Și acum uite eu prost la atac și uite așa se pierde un meci. Rămân fără fundaj pentru că eu vreau să mă duc pe el, mă duc spre portar, gen că eu joc în apărare. Da, mă, fault, normal. Ce să mai zic, mă, ce să mai zic. Mam, bravo, mă, Alisson. Well, if that had gone in just a second ago, I think that would have been game over. The keeper's kept them in it. 3 minutes. Neymar. Probing pass from Neymar. Fantastic save. Well, a goal down, but here is a chance. It's a corner. In goes the corner. Bravo, mo, bravo, mo, bravo, mo, Huli. Mamă. În sfârșit, joacă și el mai... Bă, nu zic că nu joc, că n-a tras de tip așa nesimțit, dar zic, na, s-a văzut. Vaia să închide jocul, să așa au ținat o meciul. Și aștepta să atac și apoi mă lua pe contraatac, îți dai seama. Hai, că l-am egal la TV. Uita asta posesie, m-a spart. Joacă cu Hulit cam? Ia vezi, mă. Ce, de care echipa slabule? Da, știu, Dani, na, ce să fac? Ai. N-am ce faci. Hai să vedem. Ready to go for the second half in this match in the FUT Champions Weekend League. I think the wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. Best. Excellent interception. The ball played to Mendy. Hazard. Here's Vieira. Lost the ball. Here's Eusebio. Neymar. Could get his cross in now. A breakout with Neymar. Well, then it goes. Na, nu, centrele din astea nu, astea nu intră, astea chiar nu intră, tornadă, da, da. Best. Pierd mingea, aiurea. Cu astea. I must admit, Martin, I didn't see that equalizer coming, but he managed to get it, really sharp take, and it's breathed new life into his teammates. He's got his shot off now. Here's a chance, goalkeeper, exposed. Nu, de ce cum Mbappe? Eu dau centru și o dau cum Mbappe, nu înțeleg, nu înțeleg. Salut, Ionut, salut, mersi mult, mersi mult. Bă, nu înțeleg, mă, frate. Mendy. Here's Vieira. Best. Bă, băiatul ăsta n-apare pe footwiz, dar e foarte bun. Chance to go at the opposition with pace. Oh, he's fantastic with the ball. Ronaldo. Ia vezi, băiau? Nu ia, nu ia, nu ia. Bă, lasă să joace, știi ceva, posesia asta. That's his game, isn't it? Intercepting. Aldo. Shot up! Got in the way. That's bullet in possession here. Stai cu minte. La ocazie, eu cred că am fost mai bun. Nu e egal, dar... Cum mai merge Giannis cât ai acum? Am 12-0.
Salut, retry, Jeffy. Salut, salut. Hai să vedem ce schimbări a făcut ăsta, mă, dar... Mi-a dat... Na, nu mi-a dat mie. Here's a chance to just stretch the opposition. Caută numai spate tot timpul. Mamă, ce. He's spotted a teammate and he's got the technique as well as the vision to switch the play. So relaxed on the ball, Ruud Gullit. Decision is a throw. It was a fair tackle. The ball played to Mendy. Ronaldo. Bravo, Gullit. Ia vezi, mă, că e bună. Bine, bă, este mă, Neymar, este mă, mamă, greu. Bine, mă. Am văzut Rogic România-Anglia, îți dai seama. Mă rog, ca așa pe... Nu tot meciul, dar... Na. Păi am fost, eram în turneu la Claudiu Holea, jucam în turneu. Doar la mine a fost delay? Nu. E puțin. Răspund la final, că e greu meci. What the fuck? Bă, ce-a fost asta? Ce prost a ieșit cu portarul, ce-a fost, mă, asta? Băi, ce-a făcut? A ieșit portarul singur sau a făcut el genen, a spus portarul? Bă, măcar o dată, știi, joc să mă iubească, măcar meciul ăsta. Ce-a făcut, mă, Ederson, a sărit, l-a spart pe Vieira, ești nebun, l-a băgat la sun. WWE 2K19, 2K20, ori fac aici. Nimic, joacă. Ha, mă, Vieira! Vieira. He has to clear it. Neymar. Pull it. Cristiano Ronaldo. Bravo. Bravo, mă. What a goal! I have to say it's so one-sided today, but all credit to the team that are racking up the goals. Here's Cristiano Ronaldo. Mbappe. Quick-witted and quick in his movement too to intercept there. Ronaldo. In comes the challenge. This is Eusebio. E bună, stai. One to chase. Bounce back off the post. And turned goalwards by Eusebio. Uitați-mă, mă, n-a pus să-i dau tot meciul, i-a dat acum 100, ești nemul pe final. Mama, a fost lag acolo. Yeah, it's a wonderful stop, Martin, isn't it? And no, Mbappe, really good defender. Yeah, vezi, mă. Bă, ce e asta? One of the keepers thanking him for that bit of closing down by his defender. And look at the clock now. 3 minutes to go. Interception here by Vieira. It's Vieira. Pull it in possession here. Oh, he's cut that out well read. Goalkeeper read the play very well and clears it away without too much danger. Has indicated there will be a minimum 2 minutes to played in behind by Eusebio. He's in. And here's the hey, 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 superb save. He shouldn't have had a chance at all with that. Oh, what about those reflexes? Brilliant. The
Ai, mamă, ce-am intrat acolo cu Neymar. GG. Ăsta e contul tău? Nu, nu e contul meu. Da, pe el joc aproape tot timpul. La Rivals, la Weekend League. Aici mă antrenez, să zic așa. Domina clar, posesia e degeaba ținut-o că, na. Liverpool Barça, adevărat, chiar că cât am 13 cu 0. Să modific acum. Ce mă, mai înainte era 1 la 1. Da, 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 era, era. A fost. Am avut 15-0, am avut 24-0 la un moment dat. Când am făcut 29, am avut 24-0. 15-0 am avut de multe ori, de multe ori am avut. Auci, ma... Mai împars contul cu cineva? Da, nu e contul meu, e contul unui prieten foarte bun din București și mi-a zis că, na, why not, hai că să nu, deci să nu joc, avea echipă și-a făcut echipă bună, de la de mult avea echipă bună și mi-a zis că, hai că să joc aici, știi? Îl ajut cu coins pe cont, adică scot Elite tot timpul, Elite 3 dacă joc chiar paletă și na, hai să vedem. That we're watching today, they've got a great ability to absorb pressure on the road, to soak it up and hit their opponents on the break. That's what I'm talking about. Vine pe tir și eu tot dau acolo, nu înțeleg. They move up the world rankings, aren't they, today? And here are the 11 who will start the game today. Penicek starts in goal. Virgil van Dijk plays. Mbappe! Bravo, bă, Mbappe, mamă, bă, ești nebun la cap. Om, toate pe verde. Pe PC n-ai jucat și tu, nu, niciodată n-ai jucat pe PC. Dacă a jucat, a jucat de fan, așa numai, să, na. Offline, cariera, a jucat pe PC. Da, Veleno. Bine, mă, mamă. Era să fac mare penalti acolo. Scenario here on the ball, and it's with Hullet. First touch of the ball. Alex Telles. Yes, it's with Vieira here. Now it's Ousmane Dembele. Bit of space for him now out on the wing. Vieira. Now Mkhitaryan. Important challenge now, he must get the ball away. Van Dijk. He's got it away. Rafael Varane. Hulit, unde fugi? Hulit. Gives it away. Now it's Ousmane Dembele. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bine, mă. Bravo, bă, bă, pentru ăștia care zic că Alisson nu apără, bă, v-ați uitat, mă, aici ce-a făcut? Bă, frate, băi. De-aia nu-l schimb pe Alisson, da? Mie mi-a părut cel mai extraordinar. Mie... Ia vezi, mă. Ia vezi, mă, ce-am făcut. Ia vezi, mă, ce-am făcut. Doamne. Băi, ce-am făcut, bă, mă doare, mă doare cap. Doamne, ce i-am făcut aici? Opa! Ia, vezi, mă. Restarting at 2-0. Cristiano Ronaldo. Is Vieira. There's some potential in this move.
Mamă, corner. Bă, are Ronaldo, dar a Mendy aici. Cleared away by the defender. Superb shimmy then. Excellent tweet, bravo. Defender in a one-on-one. He is that boy. Having had a look at the opposition, I think they fancy an offside trap now. They're leaving a lot of space in behind, but they're confident with this. Lovely ball from Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Mamu. They've got a corner now. In goes the corner. Bra, ce mă? Bă, nu vrea mă. A dat-o și pe galben, că era gol, era gol. Dacă dădeam pe verde, era gol, dar... Hai. Striding onto the ball with that long stride, Vieira. Ma. Referee points for a corner. Well, at first sight, Alan, I must say it didn't look like a goal. It's good to have the replay because... Nu mai sunt scos și mie un elit, da, pe PC. No goal, ia vezi mă. Nu te-ai gândit să joci pe alte conturi gen boost? Ba da, păi joc. Dar nu mai pot să bag conturi acum pe PS4. Cam am atins limita, știi? Pe anul ăsta. Ah. Deci pe anul ăsta pauză, până la 20. Mamă, ia vezi, să-mi bag picior. Dembele. Bravo, băi, Vieira. Mbappe. Vieira. Mamă, a venit Luiz acolo. Now Patrick Vieira. Dembele. Gomez. Cristiano Ronaldo. Nu, aiurea mea. Băi, agil ăsta e, mamă, e agil rău de tot. Dembele. Ce prost am jucat aici. Hai cum e că Gomez ăla. Du-te dracu cu Apple-ul tău că scot acum ăsta plișa mai. Hai cum e Gomez ăla, băi băiat. Bă, are o, bă, un agility. Virgil van Dijk. Made sure the pass wasn't completed. Well, you know who it is, don't you? Ruud Gullit. Can't mistake him. Ronaldo. This is Eusebio. Threads it through. Da, mi-am bătut joc. Well, the tide has been heading in only one direction. Mbappe! Very sharp. Reaction save from close in. Saw the ball went for it. Dembele. Henrik Mkhitaryan. Uite cum se întoarce un meci. Bă, Gomez ăla e criminal, mă jur, deci l-au luat pentru super sub. Nu știu, e... Hai de capul. Eusebio. It's Vieira. Eusebio. On to. He's in here. Bine, Mbappe. Hai de cap. Ce era, da, da. Well, they're going to go in really happy, having scored right on half time. The opposition just the opposite. Yeah, the task for the goal scoring team is to try and keep the momentum after the break now. Well, plenty of goals here today. 3-2. Now Patrick Vieira. Gomez. Henrik Mkhitaryan. The fourth official has indicated got a free kick there will here. Be a minimum of 2 minutes. He's a long way out here, Martin. Hit it well! Boo! Mamă, bă, Gomez ăsta, ce e cu el? E buguit, e, nu știu, frate. Doamne, cum le dă. Mamă, cum e Gomez. Te-ai dus, Neymar, te duci. Sau Eusebio. Here's Eusebio. Neymar. Good try from Vieira. Ia vezi, mă, Vieira, du-te dracu de aici. Ia vezi la Vieira. Ia vezi cum le dă. Ia vezi cum le dă. Mamă, cum le dă. Ți-am dat sub, dar văd că n-apare. Păi nu apare pentru că n-am placă de captură și nu apare pe ecran, știi, astea, astea nasol.
Bine, Apple, pum, du-te mă, deci am auzit ce vin pe Discord mai încolo, să știi că la înjurători. Glumesc, glumesc. Da, nu apare. Oricum nu mai e mult, până o să apară placa de captură. Nu mai e mult chiar deloc. L-am dominat. I-a scos ce ăla adevărat. I-a făcut meciul. Salut, Stace, salut, salut. Easy crack Mbappe. Aoleu, cu DJ Zomer, ce să facă mă ăla, că n-are nici curent acolo la Focșan la gârlă. Ce să facă Zomer? Hai să vedem. Nici scorul nu pot, frate, da. Asta-i nasol. Nu pot absolut nimic, până nu fac placă de captură. Și ne nu făceam cu remote play, dar numai când am netul destul de bun. Deci, na. Rafael Varane. Here's Eusebio. Here's Vieira. Ronaldo. Ia vezi ce bulan. Ia vezi ce bulan, bă, scuze frate. Asta e. Mamă, ăsta a fost chiar cu, deci soartă din asta cum l-a fost la golul ăsta. Pentru toate golurile apărate, de ce? Mamă, s-a băgat, bă, lui ăla e Zidu, mă, Zidu brazilian. Ăsta flashback. Nu cred că mai ia, sau? Nu mai ia. Te-ai dus în Mbappe, bravo. Nu, na, a dat o iure. Oricum, cred că dă refit. A pus pauză, adică... Să nu mai dea gol, că după aia se ambiționează, știi, și... Giving the ball away now. Trying to get in Eusebio over the top. Bravo, mă. Ăsta e reușit, clar. Afară cu el. Afară cu el. Salut Remus, salut, salut, te salut Remus. La cât faci live Remus noaptea asta? Ca să știu, că mai vreau așa o caterincă ceva, că live-urile tale sunt acolo. Ești nebun la cap. Râdem acolo de nu mai putem. 3-4. Bă, probabil o să fiu, probabil o să fiu pe live. Cel mai probabil o să fiu pe live. Nu dă mă reșuit. Tu ești bossul care stă în Irlanda sau cea din... Stau în Olanda, stau în Olanda. Dar Reșuit sau? Mă ajută Reșuitul, da, bravo, mă ajută, chiar mă ajută pentru skill rating. Cât mai multe, cu atât mai bine. S-a dus și ăsta. E ambițios, da, a fost, a fost ambițios. S-a ținut bine. 14-0. Mi-am scos și ăsta la încărcat, cam două linii, hai că... Cum e acolo în Olanda, blană, e ca lumea rău. Să dau, hai să, hai că dau un squat fitness, hai că pui mei, la 50 de, la 5 milioane. Iar este pe speciale acolo în Olanda, asta e, se trage joc. Da, asta e acum, ce, na, nu tot timpul, dar așa am făcut 29... Așa am făcut 27, na, ce să fac, e un secret, e un secret. Hai, 14-0, hai că merge treaba. Hai, ce marfa proastă, da, asta clar. Am făcut gol 3, gata, hai că bine. Bă, ce tu... Bă, sunt multe. Sunt multe. Aoleu, să vedem, meciul e 15-0, contează.
Nu o să răspundeți prin întrebări, nu răspund la întrebări din astea cu dacă am băgat bani. În primul rând n-am băgat eu și în al doilea rând n-ai cum să faci o echipă în asta dacă nu bagi bani. Asta e clar. De 4 ani am fost în alte dar cu orice pece are să... Stai zici că mai treci prin Olanda, oricum, mai degrabă ne vedem noi în România, că vin în câteva săptămâni în România, dar... Ai 5 linii verzi mereu? Da, mereu. Aproape tot timpul, da. Dav 110, ia Dav 110. Dav 110, ia vezi. Ia vezi, frate, Dav 11. Hai că e. Bă, n-are echipă, are Hulit Baby, are... Echipă, ok. Am citit doar după... Hai că lasă-te, da. Alan Smith is with me. Well, it's one of the top tournaments in the world, this, isn't it? Top teams full of world-class talent. You look at these two sides and it could be in for a treat. Plenty of goals, perhaps. And here are the 11 who will start the game today. David De Gea starts in goal. Sergio Ramos plays with Aymeric Laporte as the centre-backs. Wow, leu, Eusebio, stop it, bro. Lasso, Eusebio, lasso, te rog. So the first goal, it's 1-0. Mbappe. Saw the pass coming and got there first. Able to cut that out with some sharp movement. It's Vieira. Ruud Gullit. Neymar. Mamă! E panicat, este panicat pe el. Ia vezi, bă, Neymar. Ia vezi, bă, Neymar, 15-0. Cred. Ce tare e asta cu Nightbot-ul? Da, asta chiar e mișto. Te arată server, dar nu te... Da, am net slab, trebuie să-mi schimb oricum. O să-l schimb. Dar nu, la vele merge ok și așa, adică merge ok tot timpul aproape, dar mai face figuri câteodată. Am mat-o Neymar pe verde acolo. Hai că e 2-0 numai. Abia a început meciul de 10 minute. Mbappe. Patrick Vieira. Mbappe. Mam, s-a întins acolo. This is Eusebio. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Ah, de acolo, hai că nu, nici chiar așa. Hung on to the ball well. On the move and able to cut out the pass. And in he goes with the tackle. He made that look like a poor pass with a very good interception. Shot on! Wow, bravo Alisson. No wonder he's getting a standing ovation for that. And that will be a corner. The referee has given a corner here. Mbappe. Te-ai dus Neymar, hai, că ești singur acolo. Neymar. Well, they use the forward in these positions, dropping deep. Well, we've got a free kick here. The referee points for it. E prima oară când mă uit la tine, vai de până cum joci. Mersi mult, mersi bro, mersi. Da. Am auzit de el doar pe fapt București că joacă foarte. Da, le ajută și un share dacă îi dai. Na. Știe careva cum e pe Insta, Ianis, stai că vă dau link-ul imediat. Stai că mai dau unul, să iasă și el, știi? Na, nu iese, mă.
Yeah, unlucky. Give him another chance. I think he'll tuck that away. That's his game, isn't it? Intercepting. Bine hulit. That was a foul. The referee's allowed the game to go, and he's entitled to do that. Room for the cross. Vreau să mai fac una mult, mai puteam asta. Mam, m-a scos o dehea pe verde. Hai cu centrarea, degeaba aia scoate portarul. Mam. Un gol, mă, ăsta așteaptă golul, 3 golul, 3 așteaptă și e gata, e out. E, te sun eu. Scenario here on the ball, a bit of pressure on the player, that's why it's gone out. Can find some space. Ah, olo, bă, da. Got the opposition back pedaling a little bit. Stai cu minte că e Vieira aici. Tancu. Mbappe. Rude Hullet on the ball. Bravo, mă, hai, Neymar, te dus. Neymar. Hit by Eusebio. Na. Good connection. E tank, Mendy e, nu știu, aici e cel mai bun dus din joc. Bravo, GG, 3-0. Nu dă mări ești, 4 la pauză. M-am șturat asta din prima, bă, ne hai de cap, mă. Not really tested the goalkeeper, but sometimes it can look a bit too easy. He made sure he made the save competently. Yeah, he did, and he doesn't make too many mistakes, this lad. Neymar. Able to cut that out with some sharp movement. Mami, nasoala asta. Aldo, referee. This is how they love to play on the break. Ce prost sunt, am vrut să nu intru în el ca să nu dea foul, dar n-am crezut că se duce așa cu sprintul ăla. Mai bine era un foul acolo, mă, și-am pierd. Na. Neymar. Now Eusebio. Neymar. Good width in the attack here, looking for a cross at the end. Ia vezi că își dă. Bă, ce asta, mă? Bă. It comes out of the goalkeeper. And it's with Hullet. Comes to get it to feet. He's come rather deep to do that, the main striker. Mbappe. Cristiano Ronaldo. Mbappe. Faced across the ball now. Rushing it here. Moving from one side to the other. Here's the chance. M-am dat-o pe galben, mi-am bătut joc de toată fază. Penalti? Nu, n-a fost. Yeah, not far away. He really did visit, didn't he? Eusebio. Half-time with. L-am dominat, are două șuturi pe poartă, două gol. Un gol. Păi. Deci pe Insta, stai că vă dau acum link-ul cum sunt pe Insta, să dați acolo un follow dacă aveți chef. Stați puțin să mi se încarce. Când încea să dai mai... Da, păi... Da, dar acum s-a pus chiar update și chiar astea sunt nesimțite. Deci sunt nesimțite, asta e insta-ul meu. Deci asta e insta-ul meu, dacă vreți să-mi dați un... Hai cu Elite 2, nu. Elite 2 e mare greșeală, dacă un joc acum să fac Elite 2 e... Nasol, înseamnă că mă dă cu 10, cu Pro Point sau ceva, nu știu. Hai cu top 100, nu cu Elite 2. Here's Eusebio. Ball played to Mendy. Am făcut Elite 2 destul de ori, nu am nevoie eu de... Mai bine scot Elite 3 și aia a fost, dacă tot... Na. And now Bernardo Silva. Mbappe. Bravo, boy, Van Dijk. Giving it away, Ronaldo. Now Patrick Vieira.
can find some space here on the flanks. Bun stopul. Mbappe. Hit by Hullet. Mamă, cum a trecut. Da, pe final dă numai top 100. Da, nu neapărat, nu e neapărat chestia asta. Depinde și când joci. Eu când am făcut 29, m-a dat numai cu Eric Tuneri 2. E că am avut noroc, mă rog, noroc. Băi, 3-1 totuși, dacă mai dă un gol, mă... Își revine în joc. Mamă, cât am, ce-am făcut acolo? Și dă pentru el, mă. Hullet on the ball. Hit by Eusebio. No. Simple save for David De Gea. Saw the pass coming and got there first. Trying to stretch the opposition using the wider areas here. Yes, it's with Vieira here. He's spotted a teammate and he's got the technique as well as the vision to switch the play. Mai joc și o posesie, că, na. N-are rost, numai față, când am 3-1. Mă antrenez pentru meciurile alea grele, când o să vină aia apropierii. Așa o să trească să se joc pe toți, o să trească posesia asta. Nebună. Sare. Neymar, with Ronaldo. That's a brilliant challenge. He has cleared it well. Break quickly when they get possession. Hai Mbappe, o ia, nu? O ia, cred că. Bravo. Mbappe. He can cross it now. Vieira. Here's the chance. Hai, cum a băgat singur ăla acolo. Training every day for that kind of situation from close range. Neymar. Ce-a făcut, mă? He's blocked the shot. Mamă, ce... S-a dus Neymar acolo, i-a dat pe toți la o parte. Mi-a dat pasă singură acolo, Eusebio. Mamă, foul? Nu știu, zic și eu foul, m-a tras acolo, am vrut să mă uit pe Eusebio. Here's Cristiano Ronaldo. Another successful challenge. Hullet. Back guided through. Neymar got in the way. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ce gol aiurea, amă, frate. L-aș live tot weekend-ul sau? Păi nu, le joc, o să joc 15, cred că mă opresc, după mai joc una, două meciuri și unul, două meciuri și mă opresc după aceea. Că s-a obosit. Da, 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 două, trei meciuri și mă continui mâine pentru că n-are rost să, na, cine știe, pierd sau... Hai cu centrale, lași ce tu acum, că se pune asta pe mine acum, cu un snap pressure. This is Eusebio. Number 20, Cristiano Ronaldo. That's across the field to try and switch the play. Football is a passing game, and goodness me, they're passing the ball around the opposition beautifully here. Yeah, there's been a good tempo to it, good movement off the ball, and they've made the opposition work really hard. Crosses long towards the back post. Well, that's the keeper's ball from the moment the cross left his foot. Could be a chance. Yeah, mesmo que l-a băgat pe un necur ăsta. Into a good area. Trying to keep the ball. Not anymore. And now the shot. And the goalkeeper. A rupt-o pe roșu ăsta, s-a spart mingea. Too much pressure for the opposition who've lost the ball. Here's Eusebio. Well, that's over the top of the defender and one to chase into the center from Neymar. Not really away from the threat here. On the move and able to cut out the pass.
slip through. Able to cut that out with some sharp movement. M-a spart, bravo Alisson. Mamă, de la 3-0 la manchinul aici. Good defensive clearance there. Eusebio. Mbappe. This turnover could be costly against a side that can break like this. Neymar. Neymar. Bine, bă, ești, mă, Eusebio, GG. Bravo, bă, Eusebio. Da, da, da. Bravo, mă, Eusebio, mamă, cum intră și turile astea din prima. Hai, ce frumos a fost. Frumos a fost faza, pas din prima și direct shoot. Nu, n-am mai stat. Typical Ronaldo, he wants to take them on. Ronaldo, and here's the shot. Struck the post here. A fost lag, mamă, dar lag din ăla. He's got the technique to deal with the press. Hit it well. Just needed a bit more luck with that effort. Lovely ball. Neymar. Bine, mă, Neymar, 5-2. 15-0, 15-0. GG, mam, bă, l-am dominat pe ăsta, a avut acolo, na. Ce prost e ăsta. Am, mă, două n-out, aiure, două, mă, n-out, așa. Părția Eusebio mi se pare chiar, da, e cel mai bun cam din joc, aproape. Dominat, mă rog, dominat, da. 15-0, hai că merge treaba. Deci 15 din 15, mamă, păi, e forță. Chiar nu mă așteptam, sincer, chiar nu mă așteptam, dar, na. Nu știu dacă să mai joc, nu știu dacă să mai joc, chiar nu știu. Nu știu, e... mă simt obosit și... na. Eu zic să continui mâine pentru că, na, nu să nu risc. Mâine pot să fac un rezultat chiar bun. Deci, na. Mamă, 22 cu 6, Didi Crislito ăsta e jucător la New York City. Mamă. Deci nu face, cred că mai mult de 27 nu face. Nu mai dau două, chiar nu mai, nu știu, nu, dacă simt eu că nu mai pot, nu mai, că tot timpul când zic așa, după aia pierd meciul următor, că, na. Da, 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 mult mai bine. Oricum mâine turneul lui Claudiu, deci, după, tot așa, după 5 o să deschid live-ul și continui joc celelalte meciuri. Pe la un 5-6, cam așa. Depinde acum cât mă duc în turneu. Deci, dar oricum, mâine o să joc, mâine continui live-ul, adică weekend league-ul. Na, nu știu. Bă, din 15 meciuri, cred că câte au fost reșcuituri? Au fost 11 reșcuituri, cred că 10 reșcuituri, cam așa. 10 reșcuituri, cred că e chiar ok, chiar ok. Deci o să-mi dea skill rating poate mare, nu știu. Deci da, mă, băieți. Baftă la weekend, baftă Fulger, baftă. Câți mai sunt în turneu? Mai sunt 13, primii 13 s-au calificat, aia care au avut minim 5 victorii. Te ajută să urci mai ușor în top? La ce te referi? La ce te referi? Oricum, eu vreau 30 mâine, eu încerc. Eu zic că pot 30. Dacă intru fresh, eu zic că pot. Ce echipa ai de 200 de K? Uite, cu echipa asta am jucat. Stați un pic, nu la concept.
Deci cu echipa asta am jucat Red Furious. Cu echipa asta am jucat la turneu. Bă, se mișcă chiar ok. Nu mă așteptam, dar se mișcă chiar ok. Adică, na. Da, skill rating-ul ăla ajută foarte mult, da. Dacă ai 29, să știi că nu tot timpul ești top 100. Eu am făcut 29 și nu m-a ajutat skill rating-ul și, na, am ieșit pe 100, 110 pe acolo. Bă, sincer, în echipa asta nu-mi place... Wijnaldum nu-mi place. Pentru că e pușcărie, puii mei, pușcărie, dar... Noroc are 4 skill moves. Și ce să nu mai placă, bă... Fundașii nu prea contează, sincer, la... Bă, la unul, la turneu, dar... Portarea e ok. Sunt ok ăștia. Aubameyang ăsta se mișcă, mă rog, pe slow motion, care balance-ul 76 agility, dar... În rest, na. Da, mă, deci... Na, ne auzim... Ne auzim mâine pe la... După 5 ne auzim cu nou live, cu următoarele meciuri în weekend. Pa, pa!